Pentru ședința noastră de astăzi, vă propun următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 30.01.2016. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii rețelei școlare pentru anul școlar 2016-2017, inițiator viceprimarul Comunei Buzrotuș. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractului de prestări servicii, filmări, imagini, interviu, reportaje încheiat cu SC Electrostar SRL Unești, inițiator viceprimarul Comunei Buzrotuș. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea lucrărilor de reparare a podului Baratic, sat Vișoara, precum și a tronsului de drum cuprins între Biserica Vișoara și podul Baratic, inițiator consilier Mica Nicolae. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional acordat sub formă de bichete sociale, ce se va acorda în baza legii numărul 248/2015, precum și a modalității de soluționare a situațiilor identificate. Inițiator viceprimarul Comunei Buzrotuș. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere numărul 2593/2014, respectiv 2589/2014, având ca obiectiv închirierea unei suprafețe de 48,96 hectare pășuni. Inițiator viceprimarul Comunei Buzrotuș. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu de gratuit a dreptului de uz și servitute către eu o distribuție România S.A. asupra unei suprafețe de teren de 187 de metri pătrați, situat în satul Tuta, Comuna Târgu Totul, județul Bacău, inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Totuș. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea ca titlu gratuit de, a dreptului de uz și servitute către Ion Distribuție România S.A. asupra unei suprafețe de teren de 338 metri pătrați situați în satul Trotuș, Comuna Târgu Totuș, județul Bacău, inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Totuș. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind acordarea ca titlu gratuit de, a dreptului de uz și servitute către Ion Distribuție România S.A. asupra unei suprafețe de teren de 212 metri pătrați, situat în sat Târgu Trotuș, Comuna Târgu Trotuș, județul Bacău, inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Trotuș. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a sediului postului CAP și terenului Travelan, situat în Comuna Târgu Trotuș, județul Bacău, inițiator, viceprimarul Comunei Târgu Trotuș. Și punctul numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la data redevenței și a impozitului pe teren concesionat de Coman Ovidiu Ștefan în suprafață de 45 de hectare, inițiator viceprimarul Comunei Târgu Trotuș. Domnul Alecu, pardon. Domnul Alecu, așa, Ioan. Și la diverse puncturi, noi diverse. Aceasta fiind ordinea de zi, aș vrea să o supun la vot. Cine este pentru? Da, domnul Bernard ne-a spus că în afară de invitația pe care am primit-o, este un punct adus. Da, nu, am scos punctul cu cei de la Alconer, pentru că vor un acord să facem dorit și ei să treacă pe drumurile noastre, dar autorizația lor de mediu, precum și autorizația de la gospodărirea apelor sunt expirate. Am scos proiectul ăla de hotărâre. Așa, și l-am adăugat pe cel de domnul Alecu ieri dimineață. A fost adus după ce am dat drumul la invitațiile de pentru ședință, drept pentru care n-aveam cum să vă mai anunț, să vă anunț, dar ieri ședințele pe comisii s-au discutat despre punctul ăsta. Da, dacă țineți minte, Alconecu a mai avut o ședință de genul ăsta, nu s-a aprobat și au trecut oricum pe drumurile noastre. Deci, am dreptat. Este așa. Asta cu Alconecu? Pe hotărârea. Sigur, sigur. Nu s-a aprobat și totuși au venit și au spus că nu avem ce face. Am fost cu Alconecu, care l-au respins. L-au respins și tot au venit pe teritoriul nostru și nu are rost ca să mai... Da, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. V-aș vrea să dați voie să... Să supun la vot și aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 30.01.2016. Și pămânesc că l-ați studiat la ședințele pe comisii.
Dacă aveți ceva de completat, vă rog, domnul Meditelu. Poate să mai scrie cineva la cuvânt. O să mai scrie cineva la cuvânt în legătură cu procesul verbal de data trecută, din 30. Nu. Atunci, domnul Meditelu, vă rog. Deci, domnul consilier, după cum știți, la ședința din 30 ianuarie nu am fost prezenți. Unor din patru consilieri. În speță eu, domnul Mititelu Florin, domnul Oagă, domnul Cernea Sanu, care era absent. În lipsa noastră, nu știu cu ce permisiune, domnul Moise a spus, citez. Și că acesta întreabă dacă colegii care lipsesc au fost anunțați că s-a modificat ora începerii ședinței, iar domnul consilier Moise spune că personal a sunat pe domnul consilier Mititelu Liviu. Eu nu infirm. Am poza aici. Deci nu, nu infirm. Nu mai, mai puțin, nu, nu, nu. La ora 99, nu minți că ești nu, 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 eu nu mint. La ora 9, 23 de minute, m-ai sunat la ora 9, 23 de minute, 22. La 9, 23 de minute, 48 de secunde, da? M-ai sunat. Da, bun. Eu nu aveam cum să vin, pentru că ți-am spus la telefon. Ce ți-am spus? Că sunt la Onești, da? Domnul cameraman. Haideți un pic încoace. Filmați aici ședința. Deci vă rog frumos, la ce oră mi s-a eliberat această chitanță? La ora 9.39. Deci nu aveam sub nicio formă cum să vin. Sub nicio formă nu aveam cum să vin. Bun. Ceea ce pot să spun, deci ceea ce pot să spun legat de buget. Deci, nu știu, nu știu, cred că a fost, bănesc că a fost o mascaradă cu bugetul, pentru că nefiind patru consilieri, deci nefiind patru consilieri care s-a aprobi, bugetul s-a trecut, știm foarte bine, a fost aprobat ca să nu mai vreau să mai... trebuia discutat din toți consilierii bugetul, nu să treacă cu o sumă de să dăm niște sume aparent care nu erau necesare și în comună sunt o grămadă de lucruri de făcut. Deci o grămadă de lucruri de făcut. Vă rog să mă credeți. Spun o grămadă de lucruri de făcut. Sunt foarte multe. Deci numai puțin. Nu rectificări de buget. Nu mă interesează rectificarea de buget. Pe mine mă interesează clar și strict bugetul. Deci vă, dacă vreți să luați cuvântul, nu mă întrerupeți, aveți dreptul la, să luați cuvântul, dreptul la replică, vă scrieți la cuvânt. Și povestea este așa. Deci, în comuna asta am discutat nu odată, de la începutul mandatului. Și am spus, domnule, trebuie să adăugăm bani, să punem bani, să luăm din alte părți în care nu sunt impetuos necesar acele sume și să le alocăm pentru infrastructură. În speță, pentru poduri care sunt degradate, pentru pasajele pietonale, pentru trotuare. Văd că s-au alocat bani în altă parte. Nu știu care este povestea, deci vă spun sincer, nu știu care este povestea, nu știu. Cineva ori este rău intenționat, ori vrea, în mod deliberat ca să facă minunile astea. Și dacă tot într-adevăr ați votat bugetul, mai e o problemă aici, care scrie așa. Deci ați votat-o dumneavoastră în unanimitate, 10 voturi, cu lipsa consilierilor, care i-am enumerat mai devreme, da? Spune clar, domnul viceprimar Ababei explică faptul că s-a ținut legătura cu dirigintele de șantier în ceea ce privește canalizarea din satul Tuta. Sunt probleme la racordare, deoarece cetățenii nu vor să se racordeze la canalizare. Bun! Dacă nu vor să racordeze, poate nu au bani ca să se racordeze la canalizare. De ce nu ați luat domnilor consilieri care ați fost atunci la ședință o parte, o speță, 1000 de roni, 5000 de roni, 7000 de roni, să-i mutăm în altă parte și să facem ceva pentru comuna asta? Nu ați vrut, domnilor? Se apropie campania electorală și bănuiesc că asta este. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu. Convențiunea că aici nu discutăm bugetul. Da, bugetul s-a discutat atunci. Acum discutăm dacă aprobăm procesul verbal de ședința de 30 ianuarie. Dacă vreau să încep, doamna secretar, dacă vrei de hotărâre privind votarea bugetului pentru un an, trebuie votat de majoritatea consilierilor sau de două treimi? Majoritatea consilierilor în funcție. Cu două treimi se votează doar hotărârile de consiliu local privind patrimoniul localității. Bun, mulțumesc. Deci, care lege, domnul, scrie? Legea 215 pe 2001. Bun, și nouă, deci nu ni s-a adus la cunoștință că votarea bugetului se face cu majoritatea, adică jumătate plus 1. În speță înseamnă cu 8 consilieri. Dar dumneavoastră să știți așa, în momentul în care sunt 15 consilieri, deci eu vă îndați voie ca să... 14. Doamnă, 15!
15 se votează cu 2 treimi. Nu, sunt 14 consilieri, dar astea sunt atribuțiile pe care trebuie să le aveți dumneavoastră și eu sunt sigură că știți lucrurile astea, nu trebuie să vi le spun eu. În momentul în care ați fost votat și de către cetățeni, atribuțiile consilierilor, astea sunt, printre care să voteze hotărâri de consiliu local. Și sunt sigur că știați lucrurile astea, nu trebuie să vi le aduc eu în... Da, haideți ca să intrăm în ședința noastră. Cine este de acord cu procesul eroan din data de 30 ianuarie? Cine este pentru? Împotrivă? Două patru. Stă de Trei. Boagă, Mictel, Împotrivă sau abține? Împotrivă, domnul. Abține, Mictelul, Florin, abținere, da? De. Iar domnul Boagă și cu Mictelul, domnul Mictelul, Liviu, împotrivă. Mulțumesc frumos. Acum să mergem mai departe și să... Nu mai poleacă de ce au venit acești oameni care de cetățeni din mai mai așa? I-au venit pentru un, un răspuns, sau așa. Haideți să vedem ce vor. Eu așa simt să mă dura 2-3 ore și nu cred că să-i ținem aici o oră, două, trei. Să vedem care... Sunteți de acord ca să trecem la sigur? Putem să luăm, ca să nu steau cetățenii după noi, putem să luăm prioritar. Cei care au probleme, putem să luăm prioritar și ca și așa, exact cum a spus colegul meu, ședința durează, deci dacă nu cred că dâns și au răbdarea necesară ca să stea pe două, trei ori. Hai să discutăm. Dacă vreți să vă scriți la cuvânt cei care aveți de... Domnul Ungureanu Petre. Ungureanu Petre. Ungureanu Petre. Nu știu cum am să definim acum. Din ce stradă, că știe domnul Petrică că la fel. Că vine plicul la mine, că îmi vine plicul la dânsul. Asta înseamnă că totuși este de bine. Nu, dar e o neclaritate, pentru că cred că n-ați fost în stare ca să stabiliți măcar străzile, ca să știe fiecare în parte unde va primi plicul sau ce este trimis prin poștă. După campanie, după campanie. Oricum, după 25 de ani, de zile de regulă. Dacă noi am rușine să n-ai stradă. N-am o stradă, domnule, eu îmi trimite. Acum eu n-am treabă cu dânsul. Nici dânsul n-are treabă. Dar am trimite ceva. Deci mi se trimite acasă. Ajungă în stare în care nu sunt sigur că e al meu. Domnule, e al meu sau nu? Stau pe gânduri. Domnule, îl deschid, nu-l deschid. Ce fac? Poate are omul ceva care nu ar trebui să-l văd. Și ajungă în faza în care l-am deschis și eu observ că, băi, nu e al meu. Ce fac? Mă fac de tot. Avem o hotărâre de consiliu local, dată în luna august anul trecut, cu toate străzile, cu numirile noilor străzi din toată comuna, cu toate cele trei sate, au mers dintre domnii consilieri, s-au făcut niște tabele cu anumite străzi, cum au vrut cetățenii, cum au fost înainte denumite. La momentul ăsta suntem la Consiliul Județean pentru validarea acestor străzi. Când a durat, adică de când este propus? În luna august a fost... Țineți minte că am mai fost la o ședință eu, când am adus eu, tot așa, oamenii n-au fost de acord. Cu transportatorul, care știți foarte bine. Cât este? Eu țin minte că are un an și jumate. Și de atunci tot se vehicula că străzile o să fie demolite. Deja un an jumate și abia acum așa s-a ajuns în faza asta. Nici acum nu avem. Păi dar duceți-vă în alte localități să vedeți ce frumos este acolo așa. Nu ține doar de noi. Păi dar nu, dar la mine n-a fost nimeni să mă întrebe exact ca și cu apa. Nu știu care e treaba. Noi nu suntem niciodată întrebați. Eu știu că se fac sondaje pentru cine a ales primar, cine nu este ales primar. Dar, domnilor, de ce n-ați făcut sondaje și pentru a vedea ce are nevoie omul acasă? Deci noi, dumneavoastră, aici, ne reprezentați pe noi. Și ca persoană fizică, și ca persoană juridică, nu? Ca o parte dintre noi, acum am venit pentru că avem neclarități ca persoane juridice, da? Dar înșine noi, noi suntem și persoane fizice, ca și alții. Dumneavoastră, de bună în bună, așa, că eu, mai majoritatea, suntem prieteni între noi. Dom'le, de ce nu faci un așa fel ca să fie treaba asta bună întotdeauna? De ce se umplă pe ocolișuri? De ce nu suntem întrebați și se afirmă că, dom'le, a fost întrebat? Arătați-mi dumneavoastră dacă am fost întrebați nominal, exact cum am adus eu atunci semnăturile alea, 200 de semnături, și s-a zis că îmi pare rău că n-am adus televiziunea atunci. Nu sunteți majoritar, 200. Ceea ce înseamnă că nu vă luăm în considerare. De ce nu? De ce nu arătați acum? Arătați-vă, rog frumos, un tabel.
Arătați-mi un tabel prin care stipulează domnule, a fost la... cu tare, a fost întrebat. Și uite ce mi-a zis. Nu-i de acord. Cu Dărică a fost de acord să pună apa, să-i tragă apa. Nu a fost de acord. Cu Dărică a fost întrebat ca să-i facă canalizarea. Adică să-i se... Domnul primar, știți foarte bine că la ședința trecută a zis domnul Ungureanu, așa a spus, că a fost întrebați oamenii pe traseu respectiv cu apa și cu canalizarea. Și n-au fost de acord. Dar domnul primar, dumneavoastră, de ce n-ați trimis exact ca țidul ăsta care i-ați trimis acolo? De ce n-ați trimis un reprezentant? Și să întrebați pe fiecare în parte. Domnilor, uitați care este treaba. Sunteți de acord să vă racordați? Sau nu sunteți de acord? Și atunci omul nu mai putea să vină să se zbată în fața dumneavoastră. Exact ca și cu gunoiul. Da? Avizul ăsta. Domnilor, eu am ajuns într-o fază în care cred că suntem luați de proști. Exact afirmațiile dintre unii dintre dumneavoastră cred că suntem luați de proști. Suntem anunțați că joi, la ora 4, și știe și dânsi, și au fost și mai mulți, este o ședință prin care să ne spunem punctul de vedere al fiecărui dintre noi în conformitate cu ce s-a discutat despre adis. Bunul simț, deci bunul simț, am ajuns toți, fiecare și-a luat liber ce a putut și cum a ajuns aici, așa, în fine. Păi să ne se spună că, domnule, nu se ține ședința, domnule. Și-a întrebat, cine ne-a anunțat? Cine v-a anunțat, domnule? Domnul consilier. Pe mine nu m-a anunțat nimeni, am venit eu. Dumneavoastră, deci, dumneavoastră, cum ați venit? Dacă n-ați fost la ședința? Nu, 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 eu am auzit că este. Eu special am fost 3 zile, 4 zile, țineți foarte bine, domnul primar și domnul vice. Acum am fost, acolo în partea aia. Și am avut și martori. Că am întrebat, domnule, cine a aprobat această treabă? Că este scris aici, HCL-ul. Ceea ce înseamnă Consiliul Local. Deci ați fost înștiințat de domnul primar? Domnul primar, așa mi-a zis că, domnule, pentru că și acum, vă mai aduc încă un lucru, aminte. Dumneavoastră, când ați fost ședința respectivă, ați declarat în fața celorlalți colegi că veți face în așa fel ca să fixați o ședință extraordinară pe care să dezbatem problema asta. Da? Ați tergiversat de pe o zi pe alta, de pe o zi pe alta, până când ați ajuns în faza în care o lună de zile, fraților, a trecut. Ceea ce înseamnă că noi nu mai suportăm. Dar între timp ați fixat joi. A zis că vine joi, domnule. Vine joi. Joi ne-am trezit că suntem luați în răs. Că nu vine. Păi, domnilor, dumneavoastră, pe cine reprezentați, mă rog, eu vă întreb, pe cine reprezentați? Pe noi ne reprezentați? Sau o altă comunitate? Când vine alegerile, fiecare vine și spune, Georgică, Vasilică, oamenii tăi, hai măi, hai încoace. Dar nu ne întrebați niciodată, băi fraților, uite, vine adisul. Vrea să facă așa. Sunteți de acord? Nu. Domnul primar a zis destul de clar. Am întrebat, domnule, cu salubritatea asta și ca firmă, nu-ți dau autorizație de funcționare în momentul în care obligatoriu trebuie să am contract cu adisul. Acum le dăm. Curum prestu. Bun. Dar dumneavoastră mă înțelegeți clar. Ați stabilit niște reguli aici, prin hotărâre de Consiliu. Al trotului. Dar nu numai acest punct care e nefavorabil pentru noi. Și dintre dumneavoastră, o parte sunt agenții economici. Nu știu cum ați putut să tolerați așa ceva. Deci nu pot să-mi dau seama. Adică să mi se impună ca să fac contractul respectivul. Pe o perioadă și numai atunci abia mi se poate elibera autorizația de funcționare. Se eliberează autorizațiile de funcționare fără contractul de la gunoi. Doamnă, eu cred că pot să citesc deocamdată. Domnul da. Petrică, deci nu a ajuns... Da. Deci dumneavoastră nu mă întrerupeți acum, vă rog frumos. Deci s-a ajuns din cauza mai multor persoane care au fost de oameni buni. Nu putem să facem contracte de o societate, că nu se știe și s-a luat... Când s-a luat această hotărâre? După ce a făcut scandal. Ana, vă rog un lucru. Un document cu care să le demonstrați că nu-i suficient să vorbim. Veniți și luați autorizațiile pe care eu și cu domnul viceprimar Ababei le semnăm și vi le semnăm fără autorizația... Doamna, știți ce înseamnă că ne-ați luat în răz și vă spun și de ce. De un an și ceva foarte bine știți că mă rup ca să o obțin eu număr pentru tractor. Exact ce ați treabă face și acum. Să-mi coleagă reticent pentru că am prea. Stați un pic jos, da? Da? Haideți să vă mai calmați. Deci, sistemul care este?
Dumneavoastră faceți numai, luați poziții numai în momentul în care oamenii vin la dumneavoastră. Până atunci nu se ia nicio decizie favorabilă pentru agenții economici. Noi facem conform legii. Legea așa ne spune. Să avem o serie de documente. Toate legile pe care noi le-am pus în spatele hotărârii acelea de Consiliul Local, există o serie de legi. Așa îmi spune legea. Eu trebuie cadru. Eu trebuie să am aceste documente. În momentul în care au venit mai multe persoane ca dumneavoastră la noi, au venit la domnul Abari, au venit cu domnul Mititeru. Am ajuns, să spunem, la un compromis și am zis, mă, dacă nu e reglementat încă, haideți să lăsăm fără contractul ăsta. Deocamdată. Dar să înțeleg acum, e reglementat legea pe care ați spus-o? Deci, legea este cu contract. Ce dar atunci, cum o încălcați? Dar cum o încălcați? Care e legea la care v-ați referit? Dacă aveți hotărârea, dacă nu, o să mă duc la mine în birou. O să mă duc la mine în birou și o să iau hotărârea de Consiliul Local. Păi dar ce înseamnă? Deci eu ce-am discutat înainte. Deci toate aliniatele de aici e hotărârea Consiliului Local. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră împreună a stabilit. Da. Nu-i lege de la guvern. În baza legii, nimeni nu-și asumă responsabilitatea sau o semnătură. Domnii consilieri nu-și asumă semnătura și votul pe ceva ilegal. Doamna secretar, vă rog frumos să permiteți, pentru că domnul Gureanu, dați-mi voie, v-am ascultat, da? Deci dați-mi voie să vă spun ceva. Deci așa este cum spune doamna secretar. Însă nu toți consilierii, doamnă, pentru că cine ți-a zis așa ceva? Că eu dau în judecată. Cine ți-a zis? Cine ți-a zis așa ceva? Că eu dau în judecată. Deci nu există așa ceva. 7 consilieri au votat. Știi ce înseamnă? 7 consilieri au votat, 7 au fost împotrivă. Deci te rog frumos, citești procesul verbal. Deci eu mă simt lezat de ceea ce spui. Eu nu am votat acel contract, eu nu l-am votat. Și doamnă, nu este obligatoriu, spuneți-le agenților economici, că nu este obligatoriu să semnezi cu rompresul. Pot semna cu orice societate de salubrizare. Da. O să spun clar. Ceva. Ascultați-mi, oricine, dar... Nu vreau să fiu acuzat. Votul dumneavoastră ne-a spus situația faptului împlinit. Agent economic nu desfășoară activitatea pe domeniul ăsta aici. Știți și dumneavoastră dacă sunteți în temă cu legea. Alt agent economic care să facă o conectare de deșeu menajer... Nu a adoptat o hotărâre privind taxa pentru agenții economici. Consiliul Local a dat o hotărâre de Consiliu privind taxa pentru persoanele fizice, aia de 3,76 lei, nu cea a agenților economici. Niciunul din consilier nu a votat așa ceva. E regulă, lasă-mă să spună, nu mai ținut, te rog frumos. E regulă ce spuneți, vorbiți așa de frumos din punct de vedere legal. Noi ce suntem aici? Noi, agenții economici, ce suntem pentru dumneavoastră? Pentru consilier și pentru primar și viceprimar. Ce calitate avem noi aici? E regulă. Și dacă Consiliul Local, împreună cu domnul primar și domnul viceprimar, au votat să intre societatea asta, Rompres, aici să-și desfășoare activitatea. Nu. Am votat taxa de salubritate, taxa specială. Bine, deci toți sunteți de acord. Ne-a venit din nou de la București. Ei au câștigat licitații, au fost o licitație. Ascultați-mă, știu, a fost o licitație, este un ADIS, domnul Abad este reprezentant ADIS. Da. Este adevărat? Da. Dacă domnul Abad este reprezentant ADIS, ca și primar, ne reprezintă și pe noi? Sigur că și în situația asta, dacă mă reprezintă și pe mine, mă reprezintă ca și agent economic? Nu. Da. Da sau nu? Da. Păi și dacă da, atunci cum puteți să spuneți că dumneavoastră n-ați votat și nu ne-ați spus în fața situației împlinite cum s-a întâmplat acum? Spuneți, lăsați-mă să termină. Spuneți că pot să fac contract cu orice altă firmă. Dați-mi o firmă cu care pot să fac contract, în afară de Rompres. Dar nu asta e. Deci credeți că nu puteți să duceți la autorizație. Să vă spun, nu m-am uitat cum la să vă spun că eu am fost la ședința asta acum, următoarea, că vreți și nu vreți setora, că trebuia să vă spun. Asta am fost eu, și nu am putut să meargă domnul Abad, eu am fost invitat la asta. Și au rămas așa, pentru că pe tip de felul ăsta nu e numai în comuna noastră, e și la Părgărești și la... Asta vreau încălzește cu nimic, domnul. Stai să vă spun. Deci, pentru că e conflictul ăsta la modul general, peste tot, am obținut aprobarea, într-un fel, la modul tacit,
când se eliberăm autorizații, până când se definitivează, că nu o să rămână așa că e la nivel, nu se spune, de județ. Este un județul lui, numai cu... Dar pentru că nu județul a luat, de și la ne asumăm răspunderea deocamdată. Până când se, până când se limpezesc apele și până de bucura acord cu toată lumea, să vă eliberăm autorizații până în alta. Mai mult de atât, ce putem să facem? Vă mai întreb un lucru. Releveul ăsta este dat de o hotărâre de guvern, da. Dar hotărâre... De o lege. De o lege. Da, sau legea este hotărâre tot a Consiliului? Nu, legea, 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 legea construcțiilor. Legea, deci, 50. Legea construcțiilor. Legea construcțiilor. Legea 50, da. Da, da, legea 50. Ia le... Trebuia stipulat aici, în hârtie pe care o aveți dumneavoastră, condițiile pentru eliberarea autorizației de funcționare, trebuia stipulat, da? RLV-ul este dat de guvern. Sau, mă rog, cum spuneam dumneavoastră, și legea respectivă, da? Da. Nu este specificat. Ceea ce agentul economic nu se poate documenta. Dar dumneavoastră, deci dumneavoastră ați înțeles un lucru ce am zis eu? Am înțeles. Și vă rog foarte frumos acum să spuneți eu dacă mâine sau luni vin să obțin autorizație de funcționare, pot obține sau iar o să am niște impedimente. Veniți la primărie. Domnii consilieri, nu spuneau la ugeară cu autorizații de funcționare. Luni dimineață veniți la mine. Deci mi se eliberează, da? Veniți la mine și în funcție de toate documentele pe care le aveți. Păi nu, iar? Păi da, aici dacă o luăm, da? Care de contract cu taxa și cu modul de colectare a bunurilor referitor la agenții economice. De mai asta le doare. Nu să vă termin. Nu ne dăm bătuți, dar atâta vreme că... De faptul că am ajuns acolo la un armistițiu, să zic așa, e altceva. Bine, armistițiu e între dumneavoastră. Nu-i corumpreți. Nu are nicio treabă. Pe noi ne interesează, pe mine personal și probabil și pe dânsii, pentru că vrem, nu vrem, facem oarece bunoi menajer. Am fi vrut să știm dacă venea cineva de la ADIS, dar... Domnule, să vă întreb un pic, domnul ADIS, sau pe doamna secretară, cât plătim cotizații la ADIS? Că noi plătim ca să ne susțină idei. 2500 de lei pe an. Foarte frumos. Deci, și ei ne tratează cu indiferență, nici măcar atâta bun simț să spună, băi, vin joi la ora 4 la... Salariile lor sunt asigurate de noi și nici nu i-am considerat. Și atunci întrebarea mea, ce înseamnă cu noi menajeri, la ce se referă și de ce ne impune un metru cub să plătim și dacă facem și dacă nu facem? Aici e întrebarea. Aveți un document scris în cătura trebuie de ați mai dat. De ce un document mai scris? La 0,5 s-a redus, la jumătate din ceea ce se reduce. Dar avem un document și... Și propunerea a fost să se admită la fi de 0,200-250. E regio, dar avem un document sau nu va vorbe? Ori să apară și tot. Să apară documentul, vedere? Sau nu se apară tot, eu nu prea văd corectitudine. Cred că au dioptriile prea mari. Pentru că pe toți ne văd la fel. Noi nu suntem la fel, domnule, eu sunt mai mare, dânsul e mai mic. Noi v-am adunat, de aia am venit domnul viceprimar, dar ați văzut ce s-a întâmplat joia trecută? Noi am fost foarte revoltați. Vin aici 20 de persoane și aici sunt de ziua dumneavoastră, care nu ridicați din lume. Poftiți? Nu m-am simțit confortabil atunci, niciodată, absolut deloc. Dar ce bine ne-a părut nou, că în loc să ne vedem de treabă, venim la ședința Consiliului Local, care nu-i problema. Acum, încă un punct aș vrea mic să-l ating. Acum vorbesc exact ca persoană fizică, nu ca persoană juridică. Tot în legătură cu gunoi. Eu aș vrea să vă întreb, anunțul ăsta care l-ați postat în satul Duda, la noi, este semnătura a cuiva de aici și ștampila primăriei? Da. Da? Păi domnul Abate, dumneavoastră, cum vă permiteți ca să afirmați? Păi da, e foarte esenic la dumneavoastră. Cum vă permiteți să încasați dumneavoastră, eu ca agent economic, nu pot să merg nicăieri să forțez pe cineva să încasez, înainte de terminarea lucrării, să încasez banii, iar respectivul, anticipat, sau respectivul, dacă nu plătește înainte banii, să-l și penalizez drastic. Păi prin acest anunț pe care l-ați postat în satul nostru, nu știu dacă există și în satele limitrofe. Nu știu dacă există. Dumneavoastră, domnului consilier, ceilalți, din partea cealaltă. Știți? Există sau nu? Pentru că nu luați nicio decizie. Vedeți pe garduri și vedeți acest afiș. Nu întrebați, domnule primar, cum vă permiteți ca să, cum spune aici așa, taxa de 45 de lei pe an să fie plătit până pe 31 a 3-a 2016.
iar cealaltă jumătate până la 30 ianuarie 2016. Dar în continuare spune, pentru neplata la termenul scadent al taxei de salubritate, se vor percepe majorări de intrare la nivelul de întârziere. Păi nu ați dat seama. De Consiliul Local așa să fie acolo hotărârea. Păi domnilor, eu nu știu cine a luat. Pentru că ești la primărie. Ei pe toți așa și coagem aceeași oameni. Deci doamna, păi nu mă interesează și ca persoană fizică în celul ăia. Stai un pic, dar ne bagi pe toți acolo și... Păi în celul, dar eu am întrebat și domnul primar a zis că... Hai să vorbim civilizat și să ne respectăm. Deci doamna secretară, ce fel de hotărârea Consiliului Local există de... Un regulament privind încasarea taxelor speciale. Ați trecut prin Consiliul Local? Da, când a trecut, doamnă, nu pe mine mă interesează, doamnă, când a trecut acel regulament în Consiliul Local? Deci, ori ianuarie, ori dacă îmi dați voie să mă duc în bine. Păi, doamnă, dacă domnul... Nu trebuie să vedem și noi înseamnă deci, dacă, că înseamnă a fost votat. Doamnă, dacă este vorba de HCL... Băi, domnul Ungureanu, dacă este vorba de HCL 90, nu din 19 a 11, dacă veneți cu acea hotărâre de Consiliu Local, acea este anulată, doamnă. A fost respinsă. Deci acea hotărâre a fost respinsă. Domnule, și vă rog să vă dați voi. Domnul, deci dați voi, domnul Ungureanu. Domnilor viceprimari, vă rog să spuneți clar, acum în fața camerelor, doamnă, scoateți și hotărârea aia, vă rog tare, nu hotărârea de guvern, nu mă interesează, în care, deci nu mă interesează, în care, domnule, dă-mi voie să spuneți, în care persoanele cu handicap, locomotorul gradul 1, sunt scutite de la plata bunării. Nu pot să stau pe geamă. Păi domnul vice, am fost ieri și erau... Păi da, erau acolo, deci oamenii sunt reputați. Deci oamenii sunt reputați. Hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 30 aprilie 2016, care spune așa. Ia spuneți, doamne, ce spune? Aprobarea regulamentului de instituire și administrare a taxei de speciale de salubritate la nivelul Comunei Târgu Troduș. În interiorul regulamentului este scris cât costă, cine are dreptul, cine nu are dreptul să plătească, cum se va plăti prin numerar sau virament, iar la capitolul 4, plata taxei speciale de salubritate. Pentru anul 2016, taxa specială de salubritate se achită în două tranșe, astfel, până la data de 31 martie 2016, prima tranșă, până la data de 30 septembrie 2016, a doua tranșă. Doamnă, dați-mi voie acest regulament. Domnul Ungureanu, vă rog frumos, lăsați și consilierii să vorbească. Deci, doamnă, acest regulament care dumneavoastră l-ați citit, a fost, vă întreb și îmi răspundeți prin da sau nu, a fost acest regulament votat în Consiliul Local? Bineînțeles. Când, doamnă? Pe 30 ianuarie? Da. Doamnă, vă rog frumos să citiți cine a votat acest regulament. Haideți să transformăm, vă rog frumos un pic. Transformăm ședința asta în ce? Vă rog frumos un pic. Este o hotărâre de Consiliul Local. Se poate abroga și da altă hotărâre. La rugămintea cetățenilor. Așa este. Dacă nu, să facem ședința asta. Deci dacă am observat că au fost niște clarități. Neclarități. Trebuia să formați o ședință. Nu observa nimeni. Păi nu observa, că nu are niciun interes. Păi așteaptă un pic. Deci nu are niciun interes. Doamnă, nu mai am. Deci se poate frumos abroga și să fie răspunsă. Pentru o neclaritate. Păi cine ai spus? Dacă ta potești în februarie și ferească Dumnezeu la spus. Păi firma de ea mii. Ai trebuit deja. Păi ce face, domnule? Ai ceva de joc de populația asta din lume? De a se face servicii. Nu putem plăti înainte de a face servicii. Păi și de ce ați aprobat, domnule? De ce ați acceptat? De ce ați acceptat? Deci, domnilor, dați-mi voi. Doamnă, îmi permiteți, dar cu acordul dumneavoastră, am să vă citesc clar ce spune. Deci, ca să nu. Deci, dumneavoastră, ori... Deci, citim acum ca să văd. Domnule, pe ungurește citiți sau pe românește? Și pe germană citim. Se pune în discuție... Azi, vă rog frumos dacă se mai poate. Dacă pot să mai stau 5 minute, mai stau dacă nu am plecat acasă, da? Deci, domnul... Nu vreau să mor pe, exact pe scaunul ăsta. Deci, domnul Ababi... Credeți-mă! Deci, domnul Ababi, dați-mi voi. Ca să-i lămurim pe oameni. Se pune în discuție proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de instituire și administrarea taxei speciale de salubritate la nivelul Comunei Târgu Troduș, județul Bacău. Discuții. Domnul consilier Mitelu dă citire unor paragrafe din regulament și dorește ca acest regulament să nu facă rău agenților economici de pe rasa Comunei Târgu. Doamnă, scrie așa? Da. Domnul consilier Mititelu. Doamnă, eu vă citesc. Eu... Deci, scrie, da? Domnul consilier Mititelu Florin a cuvântul și întreabă dacă s-a luat un calcul cum vor plăti cei ce nu au posibilități.
Cum vor plăti dacă nu au cu ce? Poate ar trebui să fim și în favoarea celor ce au copii mai mulți. Da. Domnul viceprimar, vă dă nirea să spunem întrebarea acum. Am spus că înainte a venit domnul Michetelu la ședință atunci. Când au venit domnul Michetelu la ședință, ați v-au aprobat cu taxe și cu astea. A spus să țină cu asta așa ceva, eu personal? Da. Păi și de ce am spus înainte? Deci, domnilor, la acest noi... Venim, nu venim la ședință și după aia venim și spunem că așa trebuie făcut, trebuie să știm ce s-a discutat înainte cu ședința dacă am fost. Da. Păi... La acest proiect, dintr-un număr de 14 consilieri la mult, s-a votat cu 10, da? Da. S-a votat cu 10? Da. Ai majoritatea, domnule. S-a întrunit vorul, da? Doamnă, vreau ca să audă și domnii, ca să... Deci eu nu vreau, că dacă domnul mai aduce odată o jignire și îmi spune că am votat, eu acționez și pe domnul și tot Consiliul Local în judecată, pentru că nu vreau să mă jignească. Da, domnule, da, te acționez pentru că mă denigrez, pentru că eu nu am votat acel proiect. Nu am votat. Eu, domnul și cu domnul, nu am votat. Deci restul care a votat să-și asume, domnule, responsabilitatea. Și cu asta basta. Domnul Petric, am mai fost discuția afară când v-am zis exact cine a votat și cine. Clar. Păi, dar nu am înțeles, adică... Deci nu vreau să amestecăm pe Ungurești. Ești pe Ungurești. Domnule, fiecare spune punctul de vedere aici. A fost și a spus punctul, eu v-am zis exact punctul meu și la fel tot. Deci, dumneavoastră vă spuneți punctul de vedere și după aceea așa pe hârtie. Nu, 10 consilieri pentru... Și funcționează principiul... Dar credeți că este nevoie să plătiți penalizare? În niciun caz. Și atunci, dacă credeți, de ce nu ați... Dar nu s-a luat bunurile de la cineva. Ai înțeles ce facem? Dăm o hotărâre, se abrogă acea hotărâre, se dă altă hotărâre, dar ce? Eu foarte frumos mă spun. De ce nu ați făcut treaba asta, fraților, înainte de a veni noi? Și atunci... Vă credeam pe cuvânt, domnule, ține oamenii cu satul sau cu comuna respectivă din punct de vedere și juridic, din punct de vedere și fizic. Da? Da? Nu se poate așa discuta. Dați-mi să vă eu am fost la ce urmă, urmă asta, urle de jicostea nu știu. Da, la tema Fabiu. În legătură cu plata anticipată despre care se discută aici, este vorba așa, că n-ai cum să-i tai omului o chitanță de 3,76 lei de bani. Și nici omul nu o să vină fiecare lună pentru 3 lei și 7-6 de bani. Și s-a convenit, bănuiesc că fiecare judecat la fel. Așa s-a convenit să se dea în două tranșe. Și chiar dacă nu dă, băi, domnule, lasă-te bine. Și chiar dacă nu dă în două tranșe, poate să dea și în 3 și în 4 până la lucrări. Nu e chiar atâta, unii mai grav. Vedeți că sunt atâtea probleme. Care au copii prea mulți? Care îți plecați prin Italia? Care îți plecați pe dincolo? S-au dat pe proprie răspundere o declarație. Cât poate să... Că nu vă închipând de asta că noi ne-am pus jocul pe satul ăsta nostru, pe comună, și nu ne interesează nimic. Sunt foarte multe probleme de pus pe hârtie și pe tapet. Așa că, în legătură cu să poți să-i tai chitanță, să trec chitanțierul pentru 4,76 lei. Nu știu, nu știu, nu știu. Știți cum face la Onești? Vă spun eu foarte frumos cum facă ea la Onești. Percepe pe primul trimestru și începe să iei banii pe 3 luni de zile, în martie, dar nu pe 6 luni de zile. Deci ianuarie, februarie, martie, pe 3 luni. Aveți răbdare, o să mă rog, deci noi plătim totul odată. Și până la urmă, care spune foarte ușor. În momentul în care plătiți impozitul pe clădiri, pe mașini, pe ce vreți voi, plătiți și taxa pe salubritate. Eu am plătit 2.600.000 pe taxa pe salubritate pe anul 2016. La Comănești. Banii Comănești. La Comănești. Și eu am plătit la toată taxa de salubritate, am plătit-o integral. Da. Da, dar puteți spune, deci pentru a veni în sprijinul cetățenilor, doamnă, vă rog frumos, domnilor viceprimari, spuneți-le oamenilor că pot plăti și lunar, doamnă. Bineînțeles! Deci, un an este compus din 12 luni, calendaristic. Sunt mulțumită, dacă Doamne ferește, nu vreau să vorbim. Firmă, dispară. Dacă Doamne ferește, noi ne muriți. Ați plătit 2.600.000 vechi. E bine? Este bine? Este bine. Păi și atunci ce vorbim așa? Păi și ce să facem? Nu! Nu, plătim pe 3 luni. Jumătatea anului, la jumătatea anului, plătim pe 6 luni. Păi da, să nu poate. Poate face și jumătatea. Și nu mă plătiți dumneavoastră, nu mă supărați. Nu mă plătiți dumneavoastră de citanța aia de 4 lei despre asta, mă fi noi. 4 lei scrie prea mult. Păi da, așa s-a spus domnul Cicu. Păi ce mai scrie la fiecare? Atunci o să facem. La 6 luni de zile. Și fiecare plătește. Nu bani, nu bani, nu bani. La 6 luni de zile. La 6 luni, dacă e martie și septembrie, sunt
la 6 luni. Martie e luna a 3-a, septembrie e luna a 9-a. Sunt la 6 luni. Da, dar anticipat. O parte e anticipată. Dar nu trebuie să nu plătești total. Exact. Și dacă puniți, nu plătești. Dar este o problemă. Dacă nu mai aparentează. Și iar ne impuneți. Deci iar ne impuneți că n-ați putea frumos să hotărăți, dom'le, cum plătim. Ia să... De ce nu hotărăți, dom'le? De ce ne luați banii din ea? De ce nu puteți să luați în luna 6? Să dăm banii înapoi, să restituiți suma. Domnul Vrean, vă rog iar frumos. Deci, uite, mie nu mi-e zic, am plătit. Dacă la mâine de toate, mi-aș eu vin la primărie și... Înseamnă, domnule, nu ai fost de acord cu ei. Nu n-am fost de acord. Mi-am plătit ca să nu am nicio treabă. Și cu asta basta. Eu, dar nu toți au poate posibilitățile dumneavoastră. Sunt un bun contribuabil, vreau să vă spun. 1.800 de roni plătesc, 18 milioane vechi. Mi-am plătit toate taxele, am beneficiat de bonificație și cu asta basta. Fiecare plătește în funcție de posibilități. Dacă aveți de o lună, dați o lună, dacă aveți de o lună, dați o lună. Nu toți au posibilitățile dumneavoastră. Toți au. Puteți, nimeni nu probleme de care. Și ca firmă să... Haideți ca să trece la subiectul nostru. Se poate ajunge până la 2,5. Se poate, dar nu e scris. Nu este scris, o să vină în reglementare. 0,25. Totul este în discurs. La 0,25. Până la 2,25. 2,25. 0,25. Dar de ce nu hotărâți atunci? Nu mai dați să te vede de la mine. Să nu, mă! De ce, mă? Băi, sunt taxe din alte localități, sunt Bersuțul, Săvuleț, uite, Oreștiu, bă, fraților, dați legi, tu prinde toți și toate comunile la un loc. Ce poate să facă? Se desfințiază. Ei, convine ca să dispară răspunde. Mai e o întrebare și după aceea eu chiar închei. Referitor iarăși la taxa de salubrizare, la firme. Dacă se poate susține, că de-aia spun, dacă noi avem un reprezentant pe care îl plătim din banii noștri, la Bacău. Și dumneavoastră mergeți la ședință. Mie nu mi se pare normal, chiar dacă e 0,5 metri cubi încasare, cum să spun, colectare minimă, valoarea este foarte mare, 110 și ceva plus TVA. Este exorbitant de mare valoare. Dat în două cât este? Poftiți? Dat în două. Păi nu-i dat în două. Atâta e valoarea. Noi am scăzut numai... Nu am scăzut prețul. Prețul nu am scăzut. Dacă se dea în 4, atunci e și mai bine. Pentru că știți de ce? De ce am spus să definim, să definim, mă scuzați, ce înseamnă gunoi menajer? Într-un birou, dacă e să luăm o taxă de un gunoi dintr-un birou, știți și dumneavoastră, nu stați în gunoi. Faceți jumătate de metru cub de gunoi într-o lună? Și atunci vă convine să plătim jumătate de metru cub într-o lună? Aici este discuția. Pentru este foarte mare. Vă spun și de ce. Puteți nu luați și invers. Un tir ca să meargă până la Bacău și înapoi consumă undeva la 20%, nu avem 100 de kilometri duși în tot, 20% carburant, 20 de litri de motorină ori 5 lei preț. Înseamnă 100 de lei. Păi 100 de lei eu plătesc pe lună, 100 de lei dacă 110 plus TVA, o să plătim numai noi o singură mașină. Deci unul singur. Aici nu are logică, înțelegeți? Deci unul singur. Aici ne cam jupoaie, trebuie să fim... Păi dăm și dincolo la vădere. Discuția asta mea, nu specifică să terminăm. Nu mă ajută, explicați ce s-a discutat la acea ședință la Adis, domnule, la oameni, să înțeleagă. Și fii lăsat, colegă. Deci lăsați-l un pic, da, la ședință. Da, sigur. Lăsați să ne explice. Deci s-a mai vehiculat următorul pas, de fapt. Deci să se rămână 0,5 metri cu... Dar să se, deci oameni de dumneavoastră au cerut să se, să se plătească când vine și cât are omul. Deci dacă are mai mult, plătește mai mult. Dacă are mai puțin, mai puțin. Deci, e o idee bună și este o idee bună, dar nici asta nu-i bătăm cu ei. Deci acum se dezbate pe toate comunele. Avem un proces verbal de la Adib. Dar de la ultima ședință de consiliu, de la Adis, pardon, așa, de la Adip scrie doamna acolo. De la Adip e ăsta. Dar ce e la Adip? Nu știu, nu cine e Adip, cine e Adis? Adisul este cu taxa de salubritate. Așa, iar Adipul e tot... Deci ajutorul dat între comune, da? Ca să, fac, să se facă ceva. Ca să ne meargă legea. Dacă vă spuneți de locul meu frumos, de venit la ședință, domnul. Dacă vreți, vă explic un pic cum îmi s-au treburile, da? Că am fost și eu la ședințele Adisului și a Adibului, la Bacău. Și am fost și când domnul Benea l-a luat pe domnul Miron de la Comănești de numai cu Adisul și până la urmă tot n-o cedat. Deci Adisul și cu Adibul lucrează împreună. Deci asociații paralele, cum ar veni. Și, practic, Adisul
Ei au acceptat să vină Romprestu și Romprestu a fost la licitație și au câștigat licitația și pe urmă ei fiind operatori au stabilit ei prețurile. Dar astea se pot, că doar am zis și în ședința din 30 ianuarie, că se pot reglementa, că e fază de reglementări deocamdată. Cum e fază de reglementări dacă iau contract cu mână, domnul Pe da, e un abuz din partea ADIS-ului. Mă scuzați că vă întrerup, îmi pare rău că trebuie să vă întrerup. V-am întrebat și trecută. Avem un contract în derulare cu Romprestu la nivel de primărie? Sigur că da. Aduceți-vă cu aceea, citiți-ne prețul. Da, contabilitatea este același. Deja contractul este în derulare de este același. Deci e tardiv ce spunem noi acum, că e în, e în negociere și se mai poate modifica. Reglamentul ăsta a fost făcut de ei și, practic, vă spun că ni s-a impus ca noi, Consiliul Local, să-l votăm. În forma care l-au dat ei. Cum? Păi ce înseamnă să ia? Ce înseamnă să impus? De ce ați cedat? De ce n-ați făcut ca comuniști? Și am vrut să fim împotriva, dar au zis că nu, pe noi nu interesează, adică numai la persoane fizice. Domnul Mite Dălu, Arhibul și ADIS-ul, de cine sunt conduse? Principalul om, cine este care conduce această? Principalul om care era bine în lume. Consiliul județean. Deci asta e. Consiliul județean, da? Da. Noi ăștia, prostina de aici, noi votăm ce votăm. Noi votăm consilier, noi votăm primar, noi votăm președinte Consiliul județean. Și acum oamenii ne stau cu spatele nouă. De asta ne spuneți că noi nu avem treabă cu societățile, noi să le descurcăm singur? Nu. Păi nu a spus. Păi nu a spus, da. Da, da. Da, da, am pus și am repet. În fața situației, faptul e un pic. Numai 64. Știm asta, știm asta. Și atunci ceilalți cum fac? Deci nu-i treaba, pune de sus de acolo. Păi domnule, și pe ea de spus. Paradoxal, pe ea de spus așa. Ăsta e prețul, nu se poate modifica. Deci ăsta e prețul fără să nu se poate modifica. O zis, păi și nu trebuie acceptat, domnule, dacă nu este. Domnule, noi, noi nu mai susținem. Că să vină, vine atunci analul sau că vine atunci. Domnul consilier. Domnul consilier, dacă spuneți că ăsta e prețul, nu se poate modifica. Nu se poate modifica. De ce ne mințiți? Nu, noi de ce mai plătim ADIS-ul? Noi plătim ADIS-ul. Noi de ce? Eu cum să-i dau banii unuia dintre dumneavoastră să mă reprezentați, atâta vreme că dumneavoastră nu reprezentați interesele mele, ci reprezentați interesele Romprestu. Cum mai plătim noi? Cum ne justificăm lucrul ăsta? Eu cu asta nu mă împăr. De exemplu, ADIS-ul de la Bacău și așa când au fost înainte în urmă. De-aia a fost scandalul și cu domnul primar Miron de la Comănești, din cauza că ei s-au retras din asta și cei de la Bacău nu mai puteau să acceseze fonduri europene. Și acum de ce au mai scăzut? Că, de exemplu, Târgu Ocna nu este. Nici Slănicu, nici Helegiu și astea, deci sunt mai mult. Și ei ce fac? Ei au apelat la noi ca să le votăm regulamentul și astea așa, ca să poată să acceseze fonduri europene. Și de asta s-o luat și mașini și toate. Dar ce om mai am fost? Cum ce au mâncat jumătate de pentru? Am ajuns să mănânc și acum așa. Europene și așa cum ADIS-ul a făcut tot, au accesat fonduri europene prin Consiliul Județean. Comăneștiul, de exemplu, au accesat fonduri europene, s-a făcut o societate, zicea Ecovalea Muntelui, și noi suntem arondați și noi și Dărmăneștiul și mai multe localități din jurul Comăneștiului. Ducem acolo, pentru că Comăneștiul are, are stații de sortare. O putut să facă lucrul ăsta. Noi dacă și tot la Bacău duce. Sigur că da. Da. Noi da. La Comănești sortează gunoiul, dar tot la Bacău. Dar este așa ceva și la și la Oneștiu. Oneștiu la fel. Oneștiu are. Deci eu vă spun, eu personal dau 775 de lei pe an pe gunoi. Noi suntem eu, da. Da, eu vorbesc de societăți. Nu știu la societăți. Dar noi 75 de lei pe an. Plătim la... Trebuie chemat. Dar toată familia. Trebuie chemat. Nu. Pe persoană. Pe persoană. Pe persoană. Trebuie chemat. Eu am plătit 2.600.000 cu noi pe anul ăsta. Deci dacă noi ne-am apucat să să accesăm fonduri, să facem o groapă de gunoi conform normele europene, să dăm o cotă parte noi de la primărie și să facem lucrul ăsta, doar așa putem să zicem că nu mai vrem cu alții. Nu, ascultați-mă, nu-i vorba să nu vrem cu alții, dar altora le-am dat exclusivitate, prin diverse ADIS, ANIS, nu știu ce, mai multe firme deja sunt în ceață. Să vede că noi plătim și ADIS-ul și plătim și nu știu cum se cheamă. Plătim noi? Noi, din banii mei și a dumneavoastră, noi plătim pe ei. Și ei nu ne reprezintă pe noi în cazul de
de față. Aici este discuția. Păi atâta vreme cât mie îmi spui că trebuie să plătesc un metru cub sau jumătate de metru cub, 110 plus TVA, astăzi. Și dacă vă uitați în contract, are o grămadă de amendamente. În care spune că dacă se va scumpi carburantul, că dacă tralala, dacă tralala, de atâtea ori ei vor majora prețul. Pe 8 ani de zile s-a făcut contractul, după părerea mea, iar e o aberație. Îl putea face măcar pe un an, nu-mi convine, modificăm, găsim altă firmă, scoatem la licitație. S-a mers pe 8 ani că prostina plătește, ca să spun așa, altfel nu se poate, nu se poate. Știți? Despre asta e vorba. Haideți să găsim o soluție. Iar ceea ce spuneți dumneavoastră cu 0,25 ăla, este specificat că și prețul va scădea sau scade? Este propunerile, da? Mai mulți care au fost la ședința respectivă au propus să fie mai scăzut. Dar și prețul sau numai capital? Să termină, nu mai opri. Doamna Bătălii, vă rog frumos. Nu aveți un proces verbal, domnule, ce s-a discutat în ședință. Era pusă problema că se va retrage oate Bătălești, oate Sândureni din Adis. Ce hotărâre s-a luat? Spuneți-o, ce oameni? Nu știu ce a rămas. Era pe punctul, era pe ordine de zi. S-au lămurit aceste oateuri și au rămas în continuare. Pentru că nu există posibilitatea. Nu, posibilitatea este asta, după părerea mea. Acum nu știu, dumneavoastră. Asta este posibilitatea. Să continuăm în coace, să le arătăm nemulțumirile noastre, să ne justifice prețul. O să ne zice, cum s-a mai dat o sută de euro? Deci nu avem regulare, nu plătim cu ei. Și dacă contractul de-așa deja l-ați făcut, în momentul când are modificări la modul general, automat se reziliază contractul. Să legem țara asta, nu merge chiar așa. Și acum vă rog frumos, să trecem la punctul. Deci eu am două locuințe. Într-una îmi desfășor și o activitate ca agent economic, în cealaltă locuiesc. Eu plătesc ca și agent economic și ca persoană fizică. Da, la 110 plus TVA, în cazul acesta o să muncim numai pentru deșeuri, lumină și taxe și impozite. Bătaie dată, asta le mai lipsește. Îmi vine cu bar, să le dea cu bar. Ca și PF-ul, ca fisc, se plătește trimestrial, da? Pe 3 luni de zile se plătește 2 milioane jumate. Pe când la lumea acum se va plăte 5 milioane. Deci mai mult pe la asta. Deci ați voie să ajuns să vă spun și eu 2-3 vorbe. Da, mai aveți? Dați-le și mie voi. E o problemă și mă aderez față de societățile comerciale și pe care le reprezentați dumneavoastră. Și sunt foarte nemulțumit și eu, în calitate de agent economic, de felul în care această firmă Romprest se comportă cu agenții economice. Eu personal am fost la să închei contractul cu dumnealor. Este un mod abuziv ceea ce fac ei. Îți dă contractul în față, te pune să semnezi, nu interesează obiecțiunile tale. Ai semnat, e bine, n-ai semnat, tot la fel de bine pentru ei. Conform legii contractelor, orice agent economic poate să facă la orice contract economic o obiecțiune. În sensul că nu sunt de acord cu prețul, nu sunt de acord cu ritmicitatea, cantitatea și așa mai departe. Această firmă, că eu am fost personal acolo, în mod abuziv, trage pe societăți comercială, parcă noi am fi niște firme fantomene. Ei sunt cei care dirigează toate treburile. Eu am discutat personal cu domnul director executiv. Seto. Cred că mai mult de ori am discutat la telefon. Am ajuns la niște înțelegeri, în sensul că au considerat și dumnealui că, într-adevăr, un metru cub pe lună, pe firmă, este în mod exagerat și am ajuns la o înțelegere, în sensul că e posibil să se retragă la 0,5, deci 50 de lei plus TVA-ul aferent. Nu, mă scuzați, nu 50 de lei, 0,5 metri cub, prețul e același. Nu mă leacă. Bun. Dar asta presupunea ca în urma discuției care am avut cu dumnealui, ce am discutat cu domnul primar și cu toată lumea, trebuia să ne întâlnim, să discutăm, pentru că nu se poate compara o societate comercială care are 10 metri pătrați
să-i impui 1 milion de lei, așa, și nu se poate compara cu altă firmă care, probabil, textile, așa, care are, cum e textil, așa, și mai departe, care are un volum mare de activitate, are un volum mare de deșeu și așa mai departe. Deci, în asesă, trebuia să ne întâlnim joia trecută. Nu știu ce s-a întâmplat, de ce nu ne-am. Dacă nu au fost dintre dumneavoastră ca agenți, adică mă refer, ca consilier și ca agenți, câți au venit la... Nu, Petrică, deci eu a fost anunțat că nu mai vin și n-am venit. Eu am fost anunțat. Și aveți informația de ce s-a ținut ședința? A, pentru că domnul a avut alte probleme, nu s-au venit. Dar asta nu înseamnă acest că este... domn director Seto a fost convocat la o altă ședință. Ne-am vorbit în fapte că nu poate veni la ședință. Am transmis la primărie, eu eram și eu la Bacolo, o altă ședință. Era 3:30 când am spus. Dar să știți că multă zonă și așa. Domnul primar și domnul vice, rugămintea mea din partea agenților și din partea mea personală, care sunt așa, deschideți discuția cu ei, nu putem lăsa aceste lucruri, pentru că nu e o vorbă, o firmă, 2-3-10. Nu pot plăti eu pe lună 1 milion de lei, care fac 1 milion pe zi, să plătesc la așa ceva. Eu plătesc în funcție de cât îmi ia. Uitați-vă, nu mai puțin. M-am dus la Onești. M-am dus la Onești, o secundă. M-am dus la Onești la Șerban. Are mai multe firme, mai multe magazine. Au venit cei de la Romprest, ridică, face proces verbal pe 0,25 metri cub, dar nu cum le impune 9 metri cub pe lună. Deci eu dacă am, îmi plătesc, dacă n-am, nu plătesc. Ei, acest lucru trebuie neapărat rezolvat. Păi, domnilor, dar când am fost la domnul vice și la domnul primar, am zis așa... Nu depinde numai de dumneavoastră. Ascultați un pic. Este cel mediator. Colaborare duceți cu alte primării să vedeți ce măsură au luat în alte primării. Să vedem ce este bun acolo, să aplicăm și la noi, ce nu este bun să nu aplicăm și la noi. Păi dacă acolo se poate, la noi de ce nu s-ar putea? Sunt în aceeași oală, domnule. Eu le-am mai spus așa. Păi domnul consilier, spune Măcaro, că la domnul Șerban se poate. Dacă spune dânsul că cu Romprestu, de ce la Onești se poate și la noi iar nu se poate? Nu se poate, domnule. Deci de ce? Trebuie să se poată și la noi, asta nu avem altă soluție. Trebuie să se poată. Și am o rugăminte. Nu semnați acele contracte care vă impune domnii așa. Semnați cu obiecțiuni, pentru că obiecțiuni urmează. Dar deci domnul... Nu mi-i spune mie să... Dar domnul ăsta, cum să nu semneze nu. Baba bătrâna care vine acasă de la noi cu un hârtie? Dați-mi voie să vă spun ce nu mai discutăm de voi, plecăm. Pe data de 3 ianuarie nu s-a colectat gunoiul că era sărbătoare. 3 ianuarie, bobotează. 6 ianuarie nu s-a colectat gunoiul, da? Era bobotează, nu s-a colectat. La o săptămână iar nu s-a colectat gunoiul că nu avem contract cu noua firmă la care noi, eu personal nu știam. Aici iarăși vă spun dumneavoastră. 11 ianuarie, nu ar fi fost mai frumos să ne notificați pe noi, pe fiecare firmă, sau măcar prin consilier, băi, anunțați proștii aia, pentru că eu vă spun sincer și ei știu, la mine nu e o firmă care să închid poarta și să plec acasă, că vine nu știu cine. Îmi vine Garda de Mediu, îmi vine Sierra, am avut un PC-ul, îmi vine nu știu cine, îmi vine Sanipidu, îmi vine ANSVS-ul și mă întreabă, ce faci cu gunoiul ăsta când s-a adunat, când 2 săptămâni de zile s-a adunat jumătate de metru de gunoi. Înțelegeți? Da. Și atunci am fost nevoit să semnez contractul, numai luați-l. Trebuia cu obiecțiune. Trebuia. Păi dacă nu acceptă, dumneavoastră a spus că v-ați și nu acceptă. Păi și dacă nu semnăm contractul, ce facem? Va semnezăm cu obiecțiune. Ce facem cu bunul? Ce facem cu obiecțiune? Nu sunt de acord. Nu, ascultați, domnul Băcare. Și-mi ia banii cât ăsta? Nu. Pe un metru cu. Nu, altceva era discuția. Dacă nu semnăm contractul, ce facem cu gunoiul? Că acum am înțeles că pe contractul, dar cu obiecțiunile care... Și ce credeți că pe ei interesează obiecțiunile, domnul? Hai să văd săptămâna viitoare cum o să vă iei. Legea contractului zicea, în termen 15 zile te duci la ei, din nou discuți. Asta e legea contractului. Dar, domnule, de ce să ajungem până așa? Domnul Șerban a văzut
plăcii. Nu vă cam, știți cum li se fârfâie contractul. Și contractul. Și atunci ai semnat contractul, ai venit să știi ceva, să spui ceva. Ce dracu obiecții? Mă cum mai o chestie, că a spus că ne dai semnat contractul, ia să vedem de funcționare. Mulțumim frumos, e pas. Dar trebuie să vedem totuși că noi nu se putem ține cu noi ăla. Mult puțin nu putem ține acasă. Dar noi nimic. Trebuie să vedem. Da, vă rog frumos, ascultați-mă și pe mine. Nu putem să-i aducem un reprezentant. Iar ne bate, își bate joc de comuna asta. Nu știu ceva serviciu, Oasbach. Cum trebuie așa, Oasbach? Păi dacă nu vrea să vină aici, fratele meu, luna asta, nu știu ce fac. Știi ce-l așteaptă, asta e treaba și eu zic rău. Dar atunci nu mai intră mașina. Există soluție, nu-i plătit. Dar cred că nu suntem canibali mare ca să ferească de noi. Nu, dar dacă ne aruncăm în alul ăsta, cum v-ați aruncat astăzi, deci nu este în regulă. Bine, suntem agitați. Știți de ce suntem agitați și eu am luat liber în ziua respectivă ca să vin la ședință. Da. Am luat liber și când am constatat la venit aici... Se poate întâmpla oricare om să pățească ceva între timp, da? Dom'le, dar trebuie anunțat din timp. Eu am anunțat jumătate de oră înainte de a veni cu acolo. Eram la Bacău și eu tot la o altă ședință. Haideți să anunțăm. Nu putem la ceva să fim mai oprit. Doamna, nu m-am oprit. Haideți să concluzionăm. O să facem o hârtie. Acest domnul adresă scrisă și să vină de probleme. Faceți-o acum, ce faceți acum? O redactează, doamnă. Există un tabel. Există un tabel făcut de tot, semnat de toți agenții economici. Și eu am propus domnul primar și doamna secretară, vă rog în numele societăților comerciale, faceți un memoriu justificativ, dați la prefect, Consiliul Județean, Romprest, Adis, spre știință, să ia măsuri, domnule, nu se poate chiar așa. Nu putem sta așa. Nu putem sta așa. Deci putem redesoluționare. Sigur, dar pe mine nu face așa. Asta e singura treabă care putem face. Din tot județul, au președinte. Am înțeles. Se existe președinte la măștura. Astăzi am fost la Federa la Acum, vă rog frumos. 26 de comuni, aceeași problemă la Federa la O să prezintă. O problemă mică și am plecat și eu. Deja o să-i dați să faci cu rompresul. Dar aș vrea să vă... Cine conduce ședință? Cu canalizarea. Vă rog frumos. Am restituit banii înapoi. Că ați afirmat că s-a legat fiecare ilegal la apa potabilă, îmi dați banii înapoi sau ce se va întâmpla? Sau ce se va întâmpla acum cu minuta încheiată între dumneavoastră și societate prin care se stipulează că în dreptul sariductului se va face racordare la apa potabilă și la canalizare? Ce se va întâmpla? Se face, ați făcut o comisie de supraveghere, să vedeți, domnule, lucrările respective sunt conform ceea ce noi am stabilit sau nu sunt? Se respectă regulile sau nu se respectă? Au trecut, s-a dus, apa potabilă a fost racordată numai la jumătate pe o porțiune, pe o porțiune a rămas. Țeava veche pe o porțiune a rămas țeava nouă. Nu, vă o porțiune a spus, dar să spun. Acum vă de răspund, dar începând de astăzi, s-au început să racordeze și ceilalți de pe partea opusă. Că ei au mers ca să poată să circulă, e vorba de tehnologie, ca să poți să circulă. Ca să poți să putem circula să luăm, fără bani cu grupul care au așa, au racordat numai acestea pe partea dreaptă, cum s-au simplu. Acum, începând de azi, este un podul escavator de la Vic de Șerele, ca să iar să nu ocupăm drumul mult acolo, să încurcăm lumea, și i-a rugat să se ocupe și să ridică umbrelul, se ocupă de treaba asta, și se rezolvă și treaba cu apa, deocamdată. O să rezolvăm și lățașul, care trebuie să schimbăm conducta de apă, că aia e metalică. O să rezolvăm și calea Bucureștiului, că și acolo e tot conducte metalică, dar nu era trecut în protocolul ăla nostru. Și cu canalizarea ne-am pripit atunci să recunoaștem.
Nu poate face oricine lucrarea. Ce sunt oameni dintre dumneavoastră care nu aveți societăți și știți că nu se poate oricum. Raportările alea se fac cel puțin 3, 4 sau 5, un grup. Nu se poate. Deci vreau să ce afirmați, nu o să fie raportat nimeni niciodată. Și atunci am părtat și obținut. Trebuie să schimbăm toată țara. Să schimbăm toată țara. Trebuie să poate. Domnul Mirea, vin de la Vale. Știu. Da? Ce frumos lucrează o firmă. Deci nu dau denumirea de firma respectivă. Ce ocupă cu canalizare? În față merge o echipă. Înțelegi? Acum cea mai mare, în spate vine o altă echipă mică care face raporturile imediat. Dar noi am fost chiar așa ceva. De ce să suportăm noi acum? Matare știi că eu rândul trecut am stat 3 săptămâni și știți? Și atunci foarte bine. Am venit la dumneavoastră. Dom'le, am probleme. Am spus așa, dom'le, haideți să vedeți la fața locului că am probleme. Mi s-a fisurat casa. Nu mai vreau să fiu fraierul ăla de acum 10 ani sau 15 ani când am fost. Omul mai e că se mai deșteaptă, că asta este situația. Ei, în totalitate nu. Nu e nicio problemă. Lăsați așa, că nu e nicio problemă. Dar știți că eu am trebuit să țin mașina afară 3 săptămâni de zile. Băieții îmi iau frumos oglinzile, pentru că asta este. Că nu s-a luat o măsură de aici să vină, domnule. Aici vezi care e situația. Până că nu m-am întâlnit cu domnul Ungureanu și am zis, domnul Ungureanu, luați o măsură, domnule, că avem 3 săptămâni de zile. Și dânsul atunci abia, atunci s-a dus și a dat telefoane, dar niciunul de la primărie n-a venit să vadă care e situația. Păi asta este părerea mea. Iar acum să înțelegem că niciodată nu vom fi racordați la canalizare. Dacă vrei să te corbi, te duci la telefonul ăla, tu vii, tu Doamne, eu nu mă duc la... Eu nu mă duc nicăieri. Păi, nu mă duc nicăieri. Păi, nu mă duc nicăieri. Nu mai provocăm. Am plecat, că îmi pare bine că am negășit un pic. Asta este situația. Dar să știți că e o prieten românul cu toată lumea. O, așa... Dar eu te întreb o treabă. Ai curaj să spui la așa că nu mi-ți să spui. Deci asta este realitatea. Nu ține să spui. Ne-am iar. Ai curaj să spui la așa. Domnul Petrică. Domnul, la ordinea de zi de astăzi, având în vedere problemele domnului Alecu, o să-mi permit să dau drumul eu la primul proiect de hotărâre și încerc. Proiect de hotărâre privind menținerea rețelei școlare la nivelul unității administrativ-teritoriale pentru anul 2016-2017. Având în vedere o serie de adrese, o serie de prevederi legale, se propune menținerea rețelei școlare la nivelul unității administrativ-teritoriale pentru anul școlar 2016-2017, conform anexei. Se abrogă HCL 88/2015 privind menținerea rețelei școlare la nivelul unității administrativ-teritoriale. În luna noiembrie am dat proiectul de stare hotărâre, a fost aprobat în unanimitate. Aveam o adresă la inspectoratul școlar, prin care ne spuneau că până în 4 decembrie să dăm această, până în 4 decembrie 2015 să dăm această hotărâre. Am dat-o în noiembrie, am dat drumul în ianuarie, am trimis-o către inspectorat și am primit adresă de la inspectorat că nu aveam avizul favorabil pentru rețeaua școlară. Nu s-o ceru de către școală avizul favorabil. Drept pentru care ne-au rugat, abrogați-o pe aia că nu aveați aviz, faceți-o alta. Aceeași rețea școlară a rămas, doar că acum avem în spatele ei și avizul dat de către Teodora Șotcan. Da. Așa. Și din cauza asta s-a făcut, s-a dat drumul din nou la acest proiect de hotărâre. Deci dacă credeți că sunt ceva discuții pe tema asta, doamnă, vă rog. Să mai scrie cineva? Nu. Deci, dumneavoastră spuneți că la acest proiect de hotărâri, deci aveam nevoie de aviz, da? Da. Nouă ni se cere în suspensă consilierilor ca să abrogăm HCL-ul numărul 88 din 19-11. Eu nu văd aici, deci eu nu văd ați avut în avizul. Dar eu m-am uitat, doamnă. Deci ăsta, văd ușa, asta, ăsta. Aici? Da. Asta mi-au... Păi doamnă, asta... deci aici spune inspectoratul școlar da. Județean Bacău. Da. Mă lăsați, nu? Sigur. Anexă. Rețeaua unităților de învățământ preuniversitate de stat pentru anul școlar 2016-17. Da. Bun, nu s-a... Deci nu, deci, nu știu dacă... Mă rog, hai să spunem. Să spunem că-i dat avizul. Dacă ăsta este avizul și nu este nimic, atunci... Nu am altceva primit de la ei decât... Bun, dacă ăsta este, atunci... Da. Supunem la vot? Am terminat. Haideți, vă rog. Pentru. Unanimitate, da? Da.
de hotărâre. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii video cu SECE Electrostar SRL Onești pentru realizarea de imagini și aspecte din Comuna Târgu Totuș, județul Bacău. Având în vedere adresa domnului Ungureanu, referatul aparatului de specialitate, raportul compartimentului, expunerea din motivea domnului viceprimar, legislația privind transparența decizională, ordonanța 34 privind achizițiile publice, se propune. Se propune aprobarea unui contract de prestări servicii în valoare de 80 de euro fără TVA pe lună la cursul BNR din ziua facturării, pe o perioadă de 12 luni, cu 10 Electrostar SRL Onești, conform anexei care face parte integrantă. Serviciile ce se vor presta în baza contractului sunt realizarea de filmări, imagini și aspecte de pe raza Comunei Târgu Totuș, diverse interviuri, documentare, ședințele Consiliului Local, în context regional și național. Se împuternicește domnul viceprimar Ababe Ionel pentru semnarea contractului menționat la articolul 1 din prezentul proiect de hotărâre. Cum a fost luna trecută, domnul Ungureanu, știți speța, vă rog, domnul Mititeu. Cât costă? Da. 80 de euro. 100 de euro. TVA. Deci, domnilor consilieri, după cum știți, în ultima ședință care a avut loc în luna ianuarie, a venit domnul Ungureanu și a prezentat doleanțele dânsului, televiziunii dânsului. Am fost într-un procent de 98% de acord ca să-i dăm. Deci am calculat că am venit vreo 95 de euro inclusiv TVA. Atât vine. Deci 95 de euro. Un coleg de-al meu din Comisia numărul 2 a spus ca să-l trec la șters. Bine, o să vă spun, chiar nu-i niciun secret. La șters nu-i nicio problemă. Eu cred că această televiziune este benefică. Chiar dacă au venit unii cetățeni din comună și pe bună dreptate sunt nemulțumiți, fiecare avem păreri pro și contra. În ședințe nimeni nu poate să fie să stea totul, să spunem și să mințim că am mințit chiar, am spus dacă stă totul pe roz. Nu? Deci omul s-a angajat că vine și filmează și ce se întâmplă, și lucruri bune, și lucruri mai puțin bune în comună. Deci eu aș fi de părere ca să-i dăm acceptul. Acum, dumneavoastră... Și eu vreau spune. Mulțumesc. Da. După cum știți și eu am fost de acord și data trecută, voi fi și acum, am susținut părerea. Dar am spus de atunci și spun și acum o condiție, având în vedere că se apropie alegerile locale și ulterior cele parlamentare, această televiziune să se angajeze că va fi imparțială, nu are ce cata în dezbatere politice. Deci și eu filmează că ia ilustrații de pe acolo, de pe dincolo, că ia reportaje, asta suntem de acord. Dar să nu se implice în bătălia că asta alege. Politic. Politic. Toată. Eu am zis de prima dată că mi se pare mult 80 euro. Mi se pare mult 80 euro. Domnul a zis că sunt cadre, dar practic a zis că știți că va fi o licitație. Văd că nu e nicio licitație. A doua variantă. Aș vrea să aprobăm numai pentru mandatul nostru, nu pentru alte mandate. Deci cât ține mandatul nostru, dacă aprobăm acest proiect, să facem de un an. Da, primim mandatul. De ce îți votezi pe mandatul altuia? Vine altul spre el, de ce nu ai votat mie ca să fim interesat? Domnule, contractul se face până la se poate rezilia. Deci, legislativ... Dacă un an pentru ea, să-i mulțumim. Da, din prestări de servicii, legislativul următor, poate să retragă pentru fel de problemă. Deci, eu nu sunt de acord cu domnul Abădăni, în sensul că această, dacă aprobăm, această firmă să nu participe la campania electorală din acest an. Doresc ca ea să fie imparțială, imparțialitatea totală, dar asta nu. Dar asta nu înseamnă că, probabil, fiecare formație politică vor avea candidați la care îi se va lua un interviu și așa mai departe. Deci e bine ca și această
societate de prestări servicii să se implice în această campanie la nivelul comunităților. Nu avem voie ca din bani publici din bani să-i folosim pentru campanie electorală. Este interzis prin lege. Da. Nu este voie. Da. Hai, mai se face. Să punem la vot, da? Să punem la vot, da? Pentru. Vă rog. Deci numărat. 13 voturi pentru. Domnul Păcaru? Da, pentru. Domnul Azi, 12, pentru că domnul Martin și cu domnul Sândel s-au abținut. Adică, nu știu, nu ne-am întrebat, poate votează tot eu. Abținut? Abținut? Da, dar la trecută s-au abținut. Da. Dar unde om potrivit? Cu banii publici nu putea să ne jucăm. Domnul Martin? Trebuia consultat toată comuna, toți oamenii, o adunare generală. Dom'le, sunteți de acord, sunt banii dumneavoastră, dacă sunteți de acord toată lumea, sau majoritatea, de bine, dar oamenii n-au fost știți la toți. Conform legea audiovizualului să ne permitem să facă așa ceva. Este că legea audiovizualului, într-adevăr, care spune clar, vrei, nu vrei, poți lua partea sponsorizării, cine dorește. 52, care spune transparența decizională în cadrul autorităților. Dar ce facem o trezoare fizică, dar nu... Da, dar să nu uităm că legea a fost înainte, nu? Nu-i dat acum. Și dumneavoastră a votat împotrivă când au făcut până la jur că s-au făcut. Da? Deci 12 voturi pentru, 2 împotrivă. Mergem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acomoarea unor sume pentru repararea podului din Vărateci, Vișoara, precum și a tronsonului de drum, cuprins între Biserica Vișoara și podul Vărateci. Se propune aprobarea unor sume pentru repararea podului din Vărateci, Vișoara, precum și a tronsonului de drum cuprins între Biserica Vișoara și podul Vărateci. Acest proiect a fost inițiat de către domnul Nica Neculai. Vă rog, cine se înscrie? Eu. Domnul Albădăni, Viteru, L. Altcineva? Domnul Coagă? Domnul Nica, Nica, și noastră, că-i proiectul dumneavoastră? Și eu, dacă vreau. Da, domnul Albădăni. Da. În legătură cu acest proiect inițiat de domnul consilier Nica Neculai, se impune mai multe probleme. În sensul că la o lucrare de o astfel de anvergură, musai trebuie un proiect. Nu se mai face nimic acum fără proiect. Ca să îl ai și un proiect și după aceea să-l pui în execuție, trebuie să ai o firmă specializată pentru așa ceva. Iarăși alți bani, altă discuție și mai nu știu. Dar, urmează, eu am zis așa, să mergem să facem o evaluare. Eu nu mă ofer, merge și dumnealui, dacă mai vrea cineva dintre consilieri să meargă, duminică dimineața la ora 9, ne ducem puțin la fața locului acolo și stabilim să vedem ce este. În situația în care va fi numai de reparat podul și se poate repara, dar și atenție că și la pod nu poți să faci temnic și acolo să treacă un tractor de 8 tone pe el să trezească cu ea în râpă și după aceea de cine a făcut? După aceea am spus autorizați, nu. Deci nu-i de a ne juca cu treburi de astea. Zic așa, să mergem la ora 9 duminică. E suficient să mă duc și numai eu cu dânsul, dacă mai dorește cineva de lângă consilierul să vină, să stabilim la fața locului o evaluare, să vedem despre ce e vorba și apoi, după aceea, să putem lua o hotărâre din care fiind vorba de populație care și-au dreptul și-aia plătesc taxe și impozite la bugetul local. Atât am văzut. Domnul Domnilor consilier, lați-mi voie să contrazic pe colegul meu, domnul Avădării, pentru că, dacă în caz că nu este informat, aceeași întrebare o voi pune și domnului consilier Nica. Eu știu că a început mai devreme campania electorală și acum fiecare, bătălia pentru voturi, pentru ciolan, pentru bucățica lui, pentru fiecare acolo își dorește rolul lui în Consiliul Local. Sau, mă rog, poate vrea să acceadă mai sus. Însă, cu tot respectul cuvenit și pentru vârsta dumneavoastră, vă spun că, în caz că nu știți, acest proiect a fost respins. S-a făcut un proiect pentru podul de la Vărateci, care a costat, ca să mă ridic în picioare ca să vadă, deci un sac de 1,5 m de bani. Da?
Deci, îmi asum ceea ce spun. Un sac de un metru jumătate de bani. Sunt de acord. Acel... Dați-mi voi, da? Sunteți de acord cu mine, da? Deci, domnul meu, știți foarte... Domnul meu, deci dacă nu știi, înseamnă că nu ai fost participat la ședință sau de... Participat, știu că e o grămadă de bani, dar nu că e un sac. Un sac de un metru jumătate de bani, da? Așa? Bun, deci podul ăla deci necesită două picioare și asta e un pod de 4 metri. Eu cred că acum, acum la momentul discuției noastre, eu v-am spus tocmai ce mi-am început alocuțiunea și v-am spus. Deci fiecare aleargă după voturi, după voturi, după coturi, nu știu după ce, însă nu zic că nu trebuie să-i fac. Într-adevăr, domnul Avădăni știe despre ce este vorba. O căruță de bani. Acolo costă un pod din ăla, eu vă spun. S-au dat bani mulți. Nu mai vă spun valoarea proiectului, pentru că o știu. Nu vă mai spun, pentru că fiecare dintre dumneavoastră trebuie să o știți. Da, pot să spui 140.000 de roi. Numai pe proiect. Deci proiectul, proiectul a costat mult. Pe care l-am plătit. Da, s-a plătit. Deci nu mai trebuie făcut alt proiect. Deci proiectul s-a plătit. Cu banii aia care s-a plătit proiectul, domnul Nica, cu tot respectul vă spun, se puteau trei poduri. Deci unu, două, trei poduri se puteau face. Acum eu vă spun, nu vă supărați pe mine. Fiecare am plecat nu pe drumul. Da, însă este proiect făcut, eu zic așa, deci domnul Avădăni, deci acum sincer vă spun, nu cred că e nevoie, exact cum a spus dumneavoastră, că să fim, televiziunea să fie nepărtinitoare cu fiecare și să vadă transparență, să nu țină cu X, cu Y și cu Z. Deci eu zic să lăsăm în legislativ următor, pentru că acum nu cred că mai sunt fonduri. Nu cred că nu mai sunt. Dacă va veni o rectificare bugetară și se vor aloca fonduri, de acord. Dar până la ăsta, până la următoare rectificare, nu mai sunt fonduri. Mulțumesc frumos! Cine? Eu trebuie de acolo. Domnul Goar, domnul Goar, spuseți? În mare parte, domnul Goar, a spus ce vreau să zic și eu. Eu am rămas mirat, la vremea respectivă, că nu pot să mai deruleze în continuare acest proiect. Adică, cheltui bani și te oprești. Trebuie continuat. Cu fondurile europene nu sunt mai putut continua. Adică te-ai mandat, nu? Se poate relua. Documentația toată. Se poate relua. Nu era pe fond, dar era prin gal. Era prin gal, da, prin gal. Trebuia să dăm, nu știu, 40% de deamnă. Ce se-ați așa și dat? Nu s-o plătit. Nu s-o plătit. Banii primeai înapoi. Corect, corect. Deci nu s-o dat nimic. Banii primeai înapoi. Deci noi trebuia să cheltuim banii și după aceea să-i primim înapoi. Trebuia făcut. Da. Și au fost alte priorități, alte probleme, care priorități. Nu ne mai ieșim. Stocat treaba, nu s-a mai continuat, nu pot bate priorități. Adică în locul nu s-a făcut altceva. Oare ce s-au fost prin pârâu? S-a dus în altă parte, s-a dus în altă parte. S-a dus în altă parte. Bine, bine, dar și banii de proiect. Banii de proiect care s-au alocat s-au dus, clar. Banii s-au luat de la cașă. Și atunci, contul ăla de la cașă s-a luat altă comună care au propus. Dar nu vă supărați, dar ce domnul Nica acum e cu totul altceva. Proiectul ăla era să meargă pe la Valea Bărbă și să duce de partea asta de răsărit. Iar el acum cere de la biserică până la podul ăla. Deci altceva care nu știu. Inclusiv domnul Avădăni, inclusiv podul ăla, același proiect este. Același proiect este. Să cu domnul. Ce vreau să vă spun eu? Podul ăla nu-i podul meu. Podul ăla este podul la jumătate de sat. La oameni care se pierd de la 17 milioane la 20 de milioane impozite. Nu eu vreau pod. Nu eu vreau drum. În prima ședință înseamnă că vom umpli sala aici. Vă promit și eu umplu sala aici. Eu nu vreau pod cu proiect. Nu m-am mai interesat proiectul. Eu vreau, cum am vorbit cu în ședință ieri aici, face reparații la drum și reparații la pod. Fixăm o sumă motrică și facem reparații. Motrică, nu motrică. Da, băi, tași din gurme, măi, lasă. Tu nu vorbi, că eu știu că se poate umple sala și eu pot să umplu sala la prima ședință. E tare, dar cum să nu? N-are rost. Trebuie să mergem, facem o comisie care crește, să pricepe, să mai pricepuți, cum e domnul Moise, domnul Avădăni, care a lucrat mult în industrie, merg și eu, că am ca inițiator. Poate vine și domnul Ababe, că cunoaște satul, să vadă că trebuie făcut ceva. Este singura localitate care de la Ceaușescu nu a făcut nimeni de pe timpul prestat. Aproape 2 km de drum și nimeni, izolat complet din toate punctele de vedere. Nu faceți, domnule, atunci o să vin aici și nu e vorba numai de oameni. Eu v-am spus, sunt oameni, uite, vă dau un exemplu. A murit inelul Ion Crăciun ăla și a făcut inel ăla cu de struguri, o răspuna căruța de struguri pe drum și plângea femeia. Păi data asta, dracule, nu se mai poate. Nu faceți nimic.
Nu faceți nimic, pentru că stați, domnul Mititelu, stai la șosea, dar nu știi că ea vin cu papucii și lasă la prima casă de bani. Și dumitale, crezi că eu dacă stau la șosea, mi s-a făcut facilități, domnul Nica? Băi, om, păi, băi, stau la șosea, ce credeți, mi s-a pus asfalt sau s-a acordat la regalitate? Trăiesc în condiții foarte grele. Domnul Nica, eu nu sunt dragostea la nimic, nu am nicio facilitate. La fel trăiesc ca și noastră. Domnul Gurea Cătătea, dumneavoastră sunteți o ceva. Eu m-aș racorda la canalizare. Păi, vezi că ai o facilitate, ai canalizare. Păi și ce-i folos dacă am rețeaua și tot? Eu zic să facem niște reparații, mici reparații. Avem un, facem o șansă pe partea dreaptă până la dealtă, facem acolo reparații la port. Domnul Moise. Vedeți că noi mâine, pardon, ieri în comisia am trecut acolo. Deci, cu acest proiect trebuie studiat prima. Am făcut un deviz cam cât costă și după aia să fie propus spre aprobare. Și raportul de specialitate din partea... Păi bineînțeles, până atunci nu se poate discuta de asta trece. Trebuie dat o evaluare a... Da, da, o evaluare a... Mergem în comisia. Lucrării după care... Eu mă așteptam ca să meargă și domnul Olimpiu cu mine. Nu pot să mergi cu tot respectul și pe cuvântul meu aș merge, dar nu sunt, nu sunt în zonă. Pe cuvântul meu. Hai să mergem pe dacă vreți, cu, dacă vreți să vă dăm, să mă dăm cu mare dragă. Da. Hai să spunem la vot, dar nu mai are nimic. Cine este pentru să treacă proiectul ăsta de hotărâre privind aprobarea unor sume de bani? Deci pentru a trece, da? Da, stați așa. Cu amendamentul. Da, dar după ce facem evaluare, da. Doamnă, trebuie evaluare. Deci fără evaluare nu putem face să treacă. Dar stați, doamnă, puteți să domnii deja votează să treacă proiectul. Păi ce votați? Nu trebuie să vă supărați. Ce votați? Dacă omul a spus că să face o evaluare, votați votul. Ce dracu nu votați? Că nu știu ce votați. Să trecem în această evaluare. Dar putem face alt proiect, domnule, cu votat. Puteți să facem alt proiect. Da. Am zis destul de clar. Să fim de acord cu propunerea mea, dacă se poate. Inițierea? Mergem frumos la fața locului. Evaluării se duce la fața locului. Deocamdată nu. Când se duce la fața locului, să faci un deviz. Și abia după aia trece. Păi da, până când nu se cunoaște valoarea devizului, ce dracu votezi? Votați așa la... Este dată și rezoluția, exact cu cererea făcută. Eu trec în procesul verbal, ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, că se vor duce la fața locului, se va face o evaluare a podului, a lucrării. Așa. Și acum votăm proiectul, dacă trece proiectul direct, să ne apucăm de treabă. Deci ăsta este proiectul, da? Dacă aprobăm o sumă de bani și ce sumă aprobăm pentru repararea podului. Asta votăm astăzi. Vă rog, cine este pentru? Pentru? Deci pentru. Domnul... Dar nu poate doar. Ce am văzut mai greu acasă? Care va doar acasă? Pentru toate. Doamne, se revin în ședința următoare, domnilor consilieri. Această foaie costă 10 lei, o să punem la vot. Da. Cine este pentru atunci? Acum ce să votez? Pentru evaluare. Deci suntem de acord să facem o evaluare. Păi trebuie să votăm. Hai să facem, nu să faci. Doar cum să facem. Îl scoatem după ordinea de zi. Da, doamnă, scoate după ordinea de zi și îl punem în ședința următoare. Da, doamnă, ședință, cu promisiunea ai promitit domnului Nica că îl punem pe ședința următoare. Atunci să votăm pentru scoaterea proiectului de hotărâre. Cum ziceți? Să scoatem, doamnă, retragem după ordinea de zi, domnule. Să-l scoatem de pe ordinea. Retragem, doamnă, după ordinea de zi. Nu se pot trece amendamentele care au propus colegii la această. Așa. Bun. Îl scoatem de pe ordinea de zi. Trec în procesul verbal. Îl scoatem de pe ordinea de zi. După ce vom avea o sumă a evaluării lucrării, îl punem din nou pe ordinea de zi. Sunteți de acord așa? Cine este pentru să-l scoatem de pe ordinea de zi? Să-l scoatem după ordinea de zi. Să-l scoatem, da? Da, să-l scoatem după ordinea de zi, da? Stați așa. Deci pentru scoaterea de pe ordinea de zi. Proiectului după ordinea. Da, domnule, pentru. Nu mai am. O să lucrăm să așa să scoate, băi, ăștia n-au vrut prin șorea și așa mai departe. Da, dar să vede. Să am țin. Aprobat. Mititelul, Mititoianu, domnul Ungureanu. Las că vine, la vine și aceea. Pentru scoaterea, nu. Aceea nu e. Haideți, a fost pentru scoaterea Babei. Deci sunt acolo patru. Martin. Moise, Lenghel, Martin,
4, 5, 6, 7, 8 voturi sunt pentru a fi scos de pe ordinea de zi. A fi scos. Abțineri. Abțineri. Cernea. Boangă. Forcoș. Deci dacă omul își votează, deci de ce nu înțeleg? Deci pe cuvântul meu nu vă înțeleg, domnule. Mulți consilieri nu au ce căuta aici. Deci dacă omul își votează pentru scoatere, ce mai? Domnul Nicu. Gata, domnule, nu mai contează. Gata, trecem la următorul. Următorul punct de pe ordinea de zi. Auzi, dar vreau să fiți de comisia care... Da, domnul Nica. Vă să discutați mâine, veniți la primărie, vorbiți cu domnul viceprimar și să discuteți despre comisia. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale și a numărului estimativ de beneficiari a etichetelor sociale pentru copiii proveniți din familii defavorizate. Există o lege dată la finele anului 2015 despre strict peste etichetele sociale. Se propune aprobarea procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale, conform anexei 1, care face parte la prezenta hotărâre. Se aprobă numărul estimativ de beneficiari a etichetelor sociale pentru copiii proveniți din familii defavorizate pentru anul școlar 2015-2016. Aici nu am scris câți copii. La momentul ăsta, din datele pe care mi s-au dat de la asistență socială, sunt 36 de copii care sunt între 3 și 6 ani din familii defavorizate, care au dreptul la aceste etichete de 50 de lei stimulente sociale. Acești 36 de copii, doamnă, sunt din toată comuna, da? Din toată comuna. Să vorbim cu directorii de școli. Domnii viceprimari au făcut să punem un pic mai multe, pentru că încă n-au venit toți copiii, nu știm sigur dacă sunt doar 36. Și să lăsăm un margine. Da. Sunt care ajung la 3 ani. La 3 ani. Da. Peste o jumătate de ani o să aibă 3. Da, da. Deci, și atunci e eligibil. Și de-aia zis să punem 5 ani. Da, deci trebuie să nu intra în anul școlar 2016. Vă rog. Da, domnule. Deci, domnilor consilieri, deci sunt de acord cu acest proiect. Da, exact. Și asta vreau să spun. Vreau să-l întreb pe domnul Avădării dacă, într-adevăr, nu știam, vreau să întreb de câți copii e vorba. Adică nici nu știam de numărul de copii. Bun. În speță vreau să propun să fie mai mulți, pentru că nu știm ce vor apărea pe drum. Și eu zic să stimulăm, pentru că lumea e decât să stimulăm copiii ăștia. Da. Câte etichete se vor lua? Nu știu, se pune mai mult, eu am zis asta. 50, da? Da, doamne, 50. 50, ok. Poate să mai împlinească 3 ani, poate să iasă. Da, pot ieși din 6 ani, pot să ajungă la 3 ani. Cred că s-a făcut aia mai multe este ca la aceste contracte, când vine și vă dă dată, să vine tata și mama prezenți. Că s-a făcut familia asta de favorizare, să Deci dacă muncește tatăl și are un salariu de 10 milioane, dar sunt 3... Da. El primește indemnitatea. Așa. Aici precizează identificarea beneficiarilor de stimulențe educaționale. Da. Păi cum îi identifică? Da, am înțeles. Ar trebui să ținem cont și de copiii care sunt foarte deștepți și nu sunt băgați în seamă. Da? E cu totul altceva, da.
Dar putem să începem să facem inițiativa, să ne captăm și pe ei și să-i stimulăm și pe ei. Pentru că sunt foarte mulți copii. De la bugetul local. Exact. Nu să de la TVA. Asta e bugetul local. Asta e inițiativa, un proiect de hotărâre din partea dumneavoastră. Păi știți, dau să. Dacă noi dăm 80 de ori la filmat, putem să facem și mine. Exact. Inițiați un proiect de hotărâre. Inițiați un proiect de hotărâre în sensul ăsta. Haideți să ne apucăm să votăm. Cine este pentru să treacă 50 de copii, 50 de tichete? Toată lumea, da? 14. Sunt 50 de tichete. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere, numărul 2589/2014, respectiv 2593/2014, încheiate între Comuna Târgu Trotuș și Sabău Cătălin, având ca obiect închirierea unor suprafețe de teren, Pășune. În baza cererii înregistrate de către domnul Sabău, referatul de necesitate, rapoartele de avizare și de specialitate a comisiilor, se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere numărul 2589, respectiv 2593/2014, având ca obiect închirierea unei suprafețe de 48,96 hectare de către domnul Sabău Cătălin pentru accesarea unor fonduri europene pentru tinerii fermieri. Valabilitatea contractelor de închiriere numărul respectiv numărul se vor prelungi prin act adițional pe o perioadă de încă 5 ani, adică acestea vor expira pe 14.05.2024. Se împuternicește domnul viceprimar Ababe Ionel să semneze în aceleași condiții contractuale actul adițional de prelungire prevăzut la articolul 1 din prezentul proiect de hotărâre. Domnul Cătălin e aici pentru cei care au întrebări să-i pună. Vă rog. Închiriere, da, domnul Avădăni, domnul Mititelu, altcineva? Eu vă. Domnul Nica, domnul Goagă, altcineva? Atât. Domnul Avădăni. Da. Cred că cei care sunteți mai vechi ați observat că eu întotdeauna cu tineretul care vor să întreprindă ceva și să facă ceva în localitatea noastră, pe teritoriul orașului noastră, am fost întotdeauna de acord și am zis să încurajăm să facă ceva. Eu am observat în decursul vremii că Cătălin Sansabou chiar face ceva, are și putere materială, are și utilaje, are și voință. Eu știu, are și experiență deocamdată și cu ocazia asta, eu aș vrea să spun că dumneavoastră ați citit acolo că ajunge până în 2024, cu 5 ani nu ajunge în 2024, cu ce mai are el, cu câte ori a rămas. Ce mai are, da, eu am are nevoie de, are 10 ani. Are nevoie de 10 ani ca să-și deruleze acest program. Unul din, ca să fie cred că cei 5 ani e suficient ca să intre să-și facă programul. Da. O altă variantă ar fi să reziliem contractul de tot și să-l dai, dar nu poți mai mult de 10 ani și ajunge tot acolo. Da. Și atunci eu sunt de acord ca să îi acordăm încă 5 ani de zile și să da. Vedem cum să descurcă și ce treabă face. Domnul Chitele. Doamnă, domnilor consilieri, deci nici eu nu sunt împotriva tinerilor fermieri, însă îi amintesc domnului Avădăni că nu putem să-i dăm pe 10 ani, pentru că noi am votat o lege în care scrie clar că e maxim perioada de 7 ani. Deci noi putem să-i dăm doar jumătate, 3 ani jumătate, în caz că nu știți, domnule. Și dacă nu știți, vă trimit înapoi să vă uitați la lege, pentru că vă închideți singur, domnul Avădăni. Dumneavoastră vă închideți singur. Vă spun sincer, dumneavoastră vă priponiți singur. Deci e 7 ani maxim am votat. Deci noi, îmi dați voie. Deci noi am votat pe 7 ani, putem să-i dăm pe 3,5 ani durata de prelungire a contractului. Deci nu putem să-i dăm mai mult, adică jumătate din ce am votat, din 7 ani. Deci nu există 5 ani. Dumneavoastră, dacă vreți să-i dați pe 10 ani, faceți o părinți cu dumneavoastră. Dar nu este legal. Nu are bază legală. Contractele de închiriere semnate de către domnul Sabău sunt în conformitate cu ordonanța 34 de pe 2013 și cu legea fondului funciar.
Iar unul din punctele din contractul care este valabil spune așa: contractul de închiriere poate fi prelungit pe o perioadă egală cu cel mult durata sa inițială, ținând cont de respectarea clauzelor contractuale, cu condiția să nu depășească termenul de maxim 5 ani, prevăzut de ordonanța 34 pe 2013. Notați ordonanța și... 34, deci, da. Deci contractul inițial a fost pe 5 ani? Sigur că da. Și putem, cum am domnul Sabău a cerut pe 6 ani, dar nu este voie. Nu putem decât pe maxim 5 ani de zile. Am studiat. Atât. Am studiat. Domnul Nica. Și eu sunt de acord ca domnul Sabău să beneficieze de... O să fiu în totalitate de acord cu... Să-i dăm, să-i aprobăm pe cei 5 ani care îi solicită. De la vot, o să zicem că suntem de acord. Domnul Boară? De la vot și la da, domnul Boară. Ținem cuvânt, dar mi-aduc bine aminte, când mai era domnul Mitelu Florin Zici Pimar, ne-a explicat într-o ședință cu același subiect pentru Ovidiu Cătălin. Ovidiu? Da, Ovidiu Cătălin. Dar Ovidiu, făceam problemă accesul la așa. Deci, la vremea respectivă, știu că durata contractului nu putea depăși 7 ani. A apărut o ordonanță, așa mi-a da, domnule. Da, corect. Dar acolo, bine, solicitantului, acum arătați doar că am pus în spate. Deci, ca da, să fie eligibil, îți trebuie 10 ani. Nu? Și atunci... Știți, domnul Ovidiu? Frăteu, domnul mă scuzați. Da, dar pe urmă au apărut și normele metodologice și s-au mărit perioada. Prima dată s-a apărut în 2013 cu 5 ani. Da, nu trebuie și după aia. Eram în 2015 anul da. Domnul. Știu, și pe urmă a apărut... Când a umblat Ovidiu Coma pentru așa ceva. În 2005. Dar când zicea bine domnul Ovidiu, că noi am stabilit în hotărârea Consiliului Local cu 7 ani. Și da, se putea 7-10 ani după normele metodologice de aplicare a ordonanței 30, a ordinului 34. Dar noi am stabilit la 7 ani. Și... Deci, inițial au fost în 2013 cu 5 ani, pe urmă s-au stabilit că au venit norme metodologice și au zis că se poate între 7 și 10 ani. Și noi am pus minim. Și noi am pus minim. Și Consiliul Local... O stabilire la 7 ani. Da, și dacă contractul este făcut pe 5 ani, cu perioada de prelungire încă 5 ani. Doamne, păi atunci vom veni și vă întrebi noastră, ce rol mai are atunci Consiliul Local? Hai să plecăm acasă și dați dumneavoastră. Dacă dumneavoastră consideră, dați dumneavoastră legea asta, pentru că dacă noi, Consiliul Local, a avut rolul ăsta să facă 7 ani, cum să-i dați? Vreți să ne legăm singur? 5 ani, nu e 7 ani. 7 ani s-a făcut și nu se poate da 7 ani, nu se poate da jumătate, 3,5 ani. Și asta în momentul când votați, nu? 3 ani jumătate. Ca să susțineți cel care vrea să facă ceva. Eu vreau să fac un proiect de 120.000 de euro, să-mi iau un tractor și un încărcător. Păi din ce votați dumneavoastră aici, nu mai poate să facă nimeni nimica. Nu? Adică votăm 7 ani. Ce schimbă 3 ani? Nu-mi iau terenul. Cum arăta jos acolo la coborâre la Tuta? Cum arăta lagărul până l-ar fi luat eu? Arăta numai boschez, numai mizerie și numai... Da, dar Bilacă nu ți-o mai aprobat ăștia. Nu? Apia, nu? Ba da, m-a aprobat. Păi de așa o spuneau ăștia de la Apia, că nu ți-o mai aprobat, că erau ciulini și nu definește criterii. Cu cine ați vorbit de la Apia? Spunea, au venit în ședință și au spus că la Apia... Păi eu vă aduc planșe de foto. Nu-i problemă. Dar important că s-au făcut lucrări. Era mai bine dacă stă, în primul și în primul rând, plătesc la primărie. Nu? Fiecare așa dacă stă, păi, dar fiecare plătesc, dar dacă stă acolo boschet și ăsta, nimeni nu. Păi dacă stă boschet, dumneata ți-a sumat casei și dacă stă boschet, păi, da, îți încasezi, nu te supăra, îți încasezi banii pe aia. Păi, deci, în 10, eu dacă mă duc și am luat un teren, eu nu am nicio afacere cu primăria în speță. Nici nu mă interesează, nici nu vreau să am. Dacă mi-am dus la un teren și prinde boscheți, dacă terenul ăla e prinde boscheți, l-am curățat, eu îmi iau banii pe acel teren. Are 20, 50, 90 de hectare, ori 150 de euro hectarul, mi-am luat câteva 10.000 de euro. 10.000 de euro îmi permit să vin să plătesc o redevență la primărie de 1.000 de euro. Problema că am și 100 de animale. Păi da, da. Nu-i chiar îi iau așa și bagă banii în buzunar. Nu, acolo mănâncă, nu, animale, adică... Domnul Salvat, mai e cineva să-i la vot? Nu. Ce să mai zic? Credeți-mă, am trecut când mă citești și la mâine și iară, dacă nu așa nu am chemat, de două ori ședință. Da, de două ori, de două ori a fost chemat. Și am aprobat. Că am aprobat, corect, am aprobat. Dar așa rețin.
pentru a completa vreau de 7 ani. Contractul să aibă o lungime de 7 ani. Contract inițial. Au venit de... Deci contractul inițial, să le facem de 7 ani. Unul din contract încheiat anul trecut, deci... Atâta, 14 sunt amândouă, deci contractul inițial... Nu știu de unde aveți dumneavoastră, eu am contract aici. Unii, cred că nu le-am adunat 10. Eu fac vorbire despre contractele pe care le-am aici, care e încheiat în 15-a 5-a 2014. Da, domnule, două contracte. Așa, sunt două contracte în 15-a 5-a 2014. Așa, sunt două suprafețe. Cu două suprafețe de teren separat. E pe 5 ani, nici de cum pe 7 ani. E pe 5 ani, dar... Pe 5 ani, dar legea ne permite prelungirea cu încă aceeași perioadă, dar nu mai mult. Deci acum vorbim despre prelungire. Și dumneavoastră votați cum credeți de cuvință. Legea ce articol este sau cum? Legal sau nu? Sigur că da, este ordonanța 34 pe 2013. Și legile fondului fiduciar, legea 18.1990. Pe data asta este legea cu ce lege, doamnă? Nu, numărul 50. Ordonanța 34 pe 2013. Păi și noi am dat un HCL în 2014, doamnă. Deci în care spuneam clar că nu se poate prelungi cu mai mult de 7 ani. Din perioada de 7 ani, ca să-i facem prelungirii, deci trebuie să secționăm jumătate, că nu avem voie. Legea nu ne dă voie. Adică 3 ani jumătate. Mi-ați făcut contractul. Eu acum cer prelungire. Contractul că ați votat pentru încheierea contractelor pe 7 și 10 ani. Încheierea, nu prelungire. Eu zic că trebuie să uitați-vă bine, nu cumva să existe probleme. Din partea mea, eu vă spun. Hai să se opunem la. Cum credeți? Haide să votăm. Cine este nu, pentru? Nu. Vă vota? Pietro? Pentru, da? Nu mă opriți. Nu. A, dar ce? Toată lumea? Nu. Vă abțineți. Să mai abține cineva la care domnul Gureanu nu are drept de vot și prin... Da. Deci domnul Nichitaru Liviu se abține. Și atât. Atât, da. Să mai abține cineva? Nu. Ungureanu care nu votează. Nu, Ungureanu nu votează. Ungureanu nu votează. Domnul Nichitaru Liviu se abține. Deci 12 voturi pentru. Avem 3 proiecte de hotărâre privind amplasarea 10-12, respectiv 12 stâlpi a Ionului, unul la cimitirul câțiva stâlpi la cimitirul evreiesc, la Tuta, așa, la Tuta și la Târgu Trotuș. O luăm, da, așa, o luăm cu primul. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uși și servitude către EON Distribuție România S.A. asupra unei suprafețe de teren de 187 de metri pătrați, situat în sat Tuta, comuna Târgu Trotuș. Se propune acordarea cu titlul gratuit de uși și servitute asupra EON, a unei suprafețe de 187 de metri pătrați, situat în sat Tuta, comuna Târgu Trotuș, pentru execuția lucrării, extindere rețea de energie electrică în localitatea Tuta, zona PTA2 Tuta, de pe raza primăriei comunei Târgu Trotuș. Astfel, drept de uz pentru suprafața de 12 metri pătrați, reprezentând terenul ocupat de 10 stâlpi de energie electrică de rețeaua de joasă tensiune, și drept de servitute pentru suprafața de 175 de metri pătrați, reprezentând terenul ocupat de amplasarea LEA 0,4 lungime 350 de metri, ce este necesară pentru culoarul de protecție de siguranță. La finalizarea lucrării, terenul ocupat de cei 12 metri pătrați de pe durata execuției lucrărilor va fi adus la starea inițială de către executantul lucrării. Exercitarea dreptului de uz și de servitute asupra terenului în suprafață de 175 de metri pătrați, afectat de către capacitățile energetice, se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. Domnul Mititelul, Văcaru P. Altcineva se mai înscrie? Domnul Moise. Vă rog, domnul Mititelul. Deci, doamnă, aș vrea să vă întreb, dacă dumneavoastră știți, dacă nu, ar trebui să răspundă domnul viceprimar. Această suprafață de 187 de metri pătrați,
Vreau să știu exact unde va fi, că pe această suprafață bănuiesc că vor fi amplasați stâlpi. Așa, pentru rețeaua electrică. Și, mă rog, nu știu câți vor fi, 5-6, ca să iesi la respectiva suprafață. La 187 de metri. Vor fi amplasați pe terenurile oamenilor? Nu. Dacă nu vor fi amplasați... În spate, aveați unde sunt trecute. În proiectele de hotărâre, în spate, cei care executau lucrări, pare exact trecut unde sunt amplasate. Deci, în proiectul de hotărâre, eu nu găsesc la aici în spate. Scrie că la limita proprietăților, undeva la al treilea... Păi da, doamnă, dar nu trebuia să avem măcar o schiță, ceva, să ne uităm și noi unde vor fi amplasați? Bun. Bun, acest stâlp vor fi, ce va fi cu acest stâlp? Vor fi extinderii rețeaua electrică pentru persoanele... Iluminatul casnic. Iluminatul casnic, da? Ăsta în satul Tuta, da? Da. Satul Tuta urmează după aia. După aia urmează. Ca să nu mai intru în subiect cu celălalt. Ca să nu mai intru în subiect, ca să mai abordăm, ca să mai scurtăm puțin din ședință. Vreau să știu, vor fi și în satul Târgu Trotu. Și am văzut la cimitirul evreiesc. Doamnă, la izvoare, la cimitirul evreiesc. Vreau să vă spun foarte clar, trebuie urgentat, pentru că sunt oameni, când am auzit că în anul de grație, 2016, oamenii ăia stau cu generator și nu au de 7 ani curent, deci îmi venea să sar în sus, doamnă. Domnul. Da, suntem un proiect de execuție. Și mai este, deci ar trebui prins, trebuia să ne consultăm și trebuia prins și aici, în spate, la cimitirul ortodox, pentru că și acolo în spate sunt case. Nu, la cimitirul evreiesc, nu la cimitirul. Nu, domnul Martin, deci eu știu foarte bine ce spun. La cimitirul evreiesc, la Stoica, acolo trebuie neapărat cu oamenii. Trebuie să fie aici, lângă cind de aici. Cimitirul evreiesc, știu foarte bine, am copilărit acolo. Deci cimitirul ortodox, eu spun, domnul Ababi, trebuie făcută extinderii rețea electrică în spate la cimitirul ortodox. Deci, momentan, în stadiul de proiect de execuție, sunt cele trei puncte. O să pun, doamnă, voi veni la dumneavoastră mâine dimineață să inițiez pentru ședința următoare un proiect de hotărâre pentru extinderii rețea electrică în spate la cimitirul ortodox, sunt o grămadă de case fără curent electric. Acum asta am spus-o. Să le putem executa pe astea. Asta, deci nu că să le putem și să nu mai trebuie să mai spunem, putem, trebuie făcut. Trebuie făcut. Nu am proiectele, deci trebuie și execuții până la urmă. Păi da, dar nu s-a executat nimic la proiecte. Deci aproape sunt gata. Domnul Abbas, dacă stăm așa și discutăm toate, intrăm în prelungiri. Bun. Nu contează, de asta venim la ședință. Frumos, pentru această extindere de rețea, trebuie un proiect făcut, trebuie avizat, trebuie trecut prin atât. Dar de când s-a început avizările? Foarte, pe care explică, e nici mai cum să știi ce scop. Da. Gigant. Da. Gata? Da, domnul, da. Da. Domnul Băcar, vă rog. Deci domnul consilier Mititelu a zis foarte bine. Noi revenim la cele trei puncte care cere. Tâmpta, Târgu Trotu și Vișoara. Nu, tot Târgu Trotu. Eu nu pot să fiu de acord cu acest proiect. Nu pot să fiu de acord. Nu știți unde sunt proiectele. Hai, bă, ta așa să văd. Nu este de acord. Haideți. Nu pot să fiu de acord. Pentru că e o societate comercială, cum sunt și eu și au și altul care au societăți comerciale. La primăria Târgu totuși plătim impozite, taxe locale legate de terenul și legate de folosirea anumitor obiective și așa mai departe. Și eu consider că și această societate trebuie supus acelor reguli de a plăti taxele și impozite la nivel local. Nu uităm de pomană, am dat la Rom Telecom de pomană, acum dăm și la o firmă din Austria, că e firmă austriacă, îi dăm și lor la fel, facilități, și îi dăm și în stânga și în dreapta, și la un moment dat mergem și biruim pe oamenii și societățile comerciale din comună, dar pe alții îi absolvim de aceste facilități. Dacă îmi permiteți, legea energiei electrice și a gazelor naturale, numărul 123/2012, la articolul 12 alineatul 4, precizează dreptul de uz și servitude asupra proprietăților statului sau ale autorităților administrativ-teritoriale afectate de capacități energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. Nu putem decât să dăm un titlu gratuit. Eu nu sunt. Da. Domnul Moise. Doamne, am o...
de acord cu asta, că extindere de când ne zbatem pentru asta, mă rog, nu pentru asta am luat contul. Atâta rog primăria și, dacă se poate, unii din consilieri să asiste acolo când se stabilește locul unde se amplasează, să fie stabilit concret, să nu iasă în drum, să-l pună la om sau să... Au fost cazuri de astea când s-au pus să... s-au plantat stărbi în drum. Să fie... Da, nu, vorbesc când se sapă efectiv acea gaură și se amplasează, că știți cum e, zi mai... Are importanță și asta, da. Trebuie urmăriți. Urmăriți, să nu fie de capul lor. Haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Da, vreau să iau și urmă. Da, domnul Boc așezat. Știm că este opera domnului Martino. Asta, da. Așa, este o treabă foarte bună. În schimb, da? Da. În schimb, v-aș pune o întrebare. A câta oară este, a câta campanie PSD-istă este să scoateți până la vot cu aceeași minciună? Domnul consilier, da. Mă atacă când te duci în campanie electorală, da. Ce te duci? Eu n-am mințit. Cineva mi-a spus, ai ieșit când ai mințit. Nu, eu sunt viitorul, nu. Eu nu mai fi consilier. Nu știu. Eu v-aș bătut pentru băieții ăștia care stau în zonele astea, să aibă, să aibă. Am înțeles, am înțeles. Deci e necesar. Am înțeles, bun, vă acceptat. Lăsați-mă o leagă. În ce stadiu este treaba asta? Este stat de proiect acum, da? Da, e aproape pe terminat. Eu nu am nicio... Deci până la finalizare mai este foarte mult. Foarte mult. Și lumea asta, chiar vorbeam cu cineva, băi, iar vine cu aceeași tehnică. Aici vă contradizez. Da. Treaba am pornit-o eu cât de cât. Da. Felicitări. Am fost la... Felicitări ați fost, dar să faceți mai mult ca alții. Și nu știu ce-a făcut campanie. Așa se face treaba. Numai că a fost greu. Din cauza că... Și-și vreți să știți, singur și-a făcut. Trebuie comisia de avizie. De la Ion și de peste tot. Mediu. Și până obții și ca să faci și proiectul și toate astea, asta e. Supunem la vot? E treaba de un an jumate de când s-o... Haideți, să supunem la vot. Cine este pentru darea cu titlul gratuit? Toată lumea este... Nu. Nu. Deci abțineri, domnul Forcoș și domnul Botar. Da. Așa, împotrivă? Deci 12 pentru, 2 abțineri, împotrivă nimic. El mi-a tăiat curentul electric la magazin, pentru că n-am plătit la timp curentul electric. O secundă. Mă duc, demonstrez cu hârtie că-i plătită și nu le vine a crede, domnule. Nesimțiți, domnule. Nesimțiți, ordinar. Ordinar. Ăsta-i cuvântul, nesimțiți. Dar pentru 30 de bani am auzit, pentru 30 de bani să stai, pentru 30 de bani curentul. Și noi să dăm... Bine, trebuie dat. Deci am dat cu titlul gratuit, ca să se înțeleagă, am dat cu titlul gratuit și am fost pentru... Pentru tineret. Pentru aia, ca să facem ceva, dracului, odată pentru comuna asta. Nu s-a făcut nimic. Să facem odată în soarele imății, ca să trăiască. Da, ei nu diacă. Nu, ei suntem mai proști. Ce trebuie, da. Mergem pe următorul proiect de hotărâre. Mai am două și am înșurat. Primind acordarea cu titlul gratuit al dreptului de uz și servitute către Eon Distribuție Moldova, asupra unei suprafețe de teren de 338 de metri pătrați, doar că ăsta este la izvoare scurtă. Deci dacă a spus că acest proiect va fi realitate, vă rog din suflet, răspundeți-mi sincer și direct. Când va fi concret acest proiect? Deci când va fi finalizat? Pe oamenii asta interesează. Concret nu știu. Deci a spus omul, domnul, a spus clar omul că ăsta iar s-a început campania cu Amburea. Este a treia campanie cu care domnul... Domnule, s-a început iar campania cu Amburea. Am plecat, ci că foarte, nu, așa se spune, vă spun eu două versuri, ala, bala, portocala, am plecat cu Amburea. Gata. Mulțumesc frumos. Cineva mai se mai... Nu pot să vă spun eu cred, pentru că nu știu precis. De ce să vorbesc? Da, mi-ați dat răspunsul. Este stadiu de proiect de 25 de ani. Pentru aceste... Este stadiu de proiect de 25 de ani. Ca să înțelegem. Câți bani sunt alocați pentru aceste sume? Întreabă domnul Cod. Pentru acest proiect la care n-am participat, ca șmecherește din țar. Da. Și răspundeți o dată, câți bani sunt alocați pentru lucrări respectivă? Sunt trei lucrări. Sunt trei lucrări. Una de 60 de milioane,
Cu 6 milioane cum de 3 stele. 6.000 de lei. Trebuie să spui transformatorul acolo, măi. Păi, dar și transformatorul. 6.000 de ron, domnul Mihai, că poate ai rămas în urmă, prietene. Băi, prietene, eu cu domnul ne-am pus. Cu 6.000 de lei, cu pe 3 stele. Faci și poți de transformare. Cu 6.000 de lei, poți de transformare. Cu 6.000 de lei. Haideți, dă-mi o apă. 4.500 de 6.000. Că, doamnă, când? Deci 4.500 de 6.000 și cum sunt? Și? Ce dacă 10.000 de lei, tu vrei să spui că vei cumpăra 17 stâlpi din altă, să stâlpi pentru acordare la rețeaua electrică? 10.000 de lei. Așa mă să fie în serios, pe ce-i dragi? Sunt capurile făcute de mine. Doamne, haideți să stabilim. Fiecare când ia cuvântul să aibă un minut, două minute, trei minute. Nu așa să... Aici nu suntem, domnul consilier Gelu, la... Nu suntem la minciuni în tărg, domnul minciuni. Nu suntem, deci domnul... Cum mă sunt de dat deșteptul? Domnul consilier, tu ești... Tu spui minciuni, eu nu spun minciuni. Eu niciodată n-am minciuni. Nici eu nu spun minciuni la ședință. Eu știu, te cred. Cum minciuni în minte. Da? La fel cum ai mințit că ai plecat de la un partid la altul și noi, oamenii, te-am susținut? Băi, dar știți care-i povestea? Ai mers cu unul cu oamenii când s-a susținut campania? Ai mers, da? Și-am plătit bani grei din banii mei și ai ieșit consilier. Să-ți fii rușinii, băi. Să-ți fii rușinii. Una la mână și a doua la mână, nu mă mai reprezinți pe mine, pentru că tu ar trebui să fii dat afară din Consiliu, pentru că nu mai reprezinți Partidul Democrat Liberal. Eu... Nu mai am trebuit să-l dea afară. Ba da, are trebuit să-l dea afară. Da, e mai bine, da? Haideți să supunem la vot proiectul de hotărâre privind cei 338 de metri pătrați de la izvoare Stoica. Cine este pentru? Deci se abține domnul Forcoș și cu domnul Băcav. Ne abține pentru că nu spun. Dreptul așa, 212 metri pătrați către cimitirul evreiesc. Același lucru e un titlu gratuit și... Da, doamne, le dăm drumul ca să meargă mai repede. Asta vreau, să meargă odată mai repede proiectul ăla. Așa, pentru... 12 cu 2. 12 persoane pentru, se abține domnul Măcaru și cu domnul Forcoș. Haideți să luăm de domnul Ovidiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata redevenței și a impozitului pe teren concesionat de către domnul Coman Ovidiu Ștefan în suprafață de 45 de hectare. Se propune aprobarea scutirii de la plata redevenței și a impozitului pe teren, pe terenul concesionat de către Coman Ovidiu, în suprafață de 45 de hectare. Domnul Ovidiu Coman a făcut o cerere. Proiectul de hotărâre este inițiat de domnul consilier Alecu. Dacă vreți să vă dau citire la cererea făcută de domnul Coman, am adus una astăzi. Da, dar să așa. Subsemnatul Coman domiciliar serie buletin CNP. În luna noiembrie 2011 am depus o cerere la primărie prin care s-a cerut în concesiune o suprafață de 78 de hectare islas comunal ce aparținea primăriei Târgu Trotuș. Scopul pentru care am dorit să concesionez această suprafață era pentru a accesa fonduri europene. Înainte de a cere în concesiune aveam același teren al primăriei, dar sub formă de contract de pășunat. Menționez că data limită în care mă încadram era luna ianuarie 2012. Ca drept răspuns pentru această cerere, am fost înștiințat de către primărie că legea mă obligă să fac cadastru din surse proprii, adică să suport eu cheltuielile cadastrului, dacă doresc să concesionez această suprafață de teren și să mă îndrept către SECE Topotim SRL, zicându-mi că aceasta este cea mai bună variantă, iar domnii aceștia îmi fac de urgență lucrările de cadastru, iar eu, luând de bună credință această înștiințare, m-am conformat. Am plătit o sumă de 35.000 de lei domnului cadastris, neprimind în schimb vreo factură sau chitanță pe loc.
După ce s-au efectuat lucrările de cadastru pe suprafața de 78 de hectare, Consiliul Local a hotărât că nu poate concesiona 78 de hectare, ci doar 45. Drept urmare, trebuia să se facă dezmembrare la cadastru. Acest lucru însemna alți bani pe care trebuia să-i dau pe această lucrare, lucru cu care nu a mai fost de acord și nu a mai plătit. Țin să vă informez că, deși trebuia să depun dosarul până la jumătatea lunii ianuarie 2012, terenul a fost scos la licitație în luna mai 2012. Drept urmare, am pierdut proiectul. Documentându-mă ulterior, am aflat că nu eram obligat să fac cadastru pe teren. Nu eram proprietatea mea. Drept urmare, m-am dus la SECE Topotin SRL și am cerut chitanțe pentru banii pe care i-am dat. Domnul Timuș mi-a spus că nu poate să-mi dea chitanțe decât pe o parte din sumă, deoarece a trecut timp și trebuia să cer atunci. Prin urmare, mi-au fost date chitanțe cu diferite date pentru circa 10.000 de lei. Ca drept dovadă, vă pun o copie după chitanțe. Așa că vin la dumneavoastră și vă rog să-mi scutiți sau să-mi compensați 4 ani din plata redevenței și a impozitelor pe acest teren. Vă mulțumesc! Dar ce dată ne-a mai șadat într-o știință? Astăzi este. Astăzi mai ceva, nu vă jucați memoria mea. Deci asta, această cerere și l-a citit-o luna trecută. Luna trecută a fost și când era alta. Deci a citit-o luna trecută. Era foarte cerere. Asta era la diversii, nu era, doamnă, să-l înțelegem clar. Deci cererea domnului Comar era la diversii, nu era băgată pe ordinea de zi. E acum omul bănuiesc a venit și a cerut, a băgat-o pe ordinea de zi, a inițiat-o un consilier și omul își cere suma asta. Deci eu cred, deci ați terminat, putem să... Deci eu cred așa, că la această cerere, domnul Coman, cine, pot să vă întreb, adică mă adresez acum special domnului Coman, cine va cere domnul Coman suma asta, dumneavoastră? Nu, deci eu când am venit să cerem concesiunea, am venit la domnul primar, care a fost, Dumnezeu să le fie. Dumnealui mi-a spus, domnule, în legătură cu terenurile și cu chestiile astea, tu duci la doamna Dana Bodron, care te științează și spune exact ce trebuie să faci. M-am dus la doamna Dana Bodron. Da, doamna Dana Bodron, mi-au spus în felul următor. Domnul Coman, dacă doriți să... Nu mai puțin, dar spuneți. Dacă doriți să concesionați suprafața asta de teren, dumneavoastră sunteți obligat să suportați cheltuielile de cadastru, pentru că trebuie făcut cadastru pentru suprafața asta. Nu mai puțin. Vi s-a comunicat și suma care trebuie să doriți? Nu, doamna Dana Bodron nu mi-a spus nicio sumă. Și atunci suma asta, 400 de milioane sau cât ați dat, nu știu că aici a venit cu 390 de milioane, cu suma asta cred că se făcea cadastru pe toată suprafața satului. 350. Sau 350, mă rog, 300... 350 de milioane. Deci la data aceea eram constrâns de timp, că vreau să depun cât mai repede dosarul, nu m-am mai informat să știu, domnule, cine mai face cadastru, dar presupun că așa trebuie să fac. Am luat de bună credință. Eu am dat bani, nu mi s-a dat nicio chitanță, nu mi s-a dat absolut nimica. După aia, când a căzut treaba asta, m-am dus la domnul Timuș. I-a cerut chitanțe. M-a tot amânat. O dată mi-a dat o chitanță, după două săptămâni altă chitanță, după o lună altă chitanță. Într-un final să-mi zică că, domne, trebuia să cer de la început, că eu nu mai am costul să nu-i dau chitanțe. Acum eu nu vreau să vă jignesc, dar acum vă pun o întrebare pertinentă. De ce nu v-ați dus, domnule, să-l dați în instanță, să-l dați în judecată? De ce nu v-ați dus? Pentru că dacă aici, după ce am dus pe Sfat, i-a dat niște chitanții din sumate de vreo 100 de milioane. 100 de milioane, cum spune doamna, 200 și ceva de milioane. De ce nu v-ați dus domnul meu să dați o judecată? Pentru că eu în continuare aștept chitanțe pentru diferența de sumă pe care i-am dat. Domnul Coman, e vorba totuși de o sumă, acum ai 1 milion, da, e vorba de 200 și 300 milioane. Deci nu se dă așa. Asta spuneți dumneavoastră. Normal trebuia să-i dea că el a venit, eu nu cred că cineva a spus într-o mână. Deci 100 de milioane sunt niște bani, totuși cum să mă duc, dar cine-i timpul, cum să mă duc să-i dau atâta bani? Deci 9.000 de euro. 9.000 de euro să dați pe un cadastru, 9.000 de euro. Domnul meu, se vă mai spune și altceva. Când am fost acum 2 săptămâni la domnul Timuș, la domnul cu cadastru, mi-a spus în felul următor. Eu i-am zis, domnule, mai aștept, îmi dai chitanțele alea, mi le dai? Mi-a spus în felul următor. Domnul Coman, chitanțele, suma s-a împărțit. Suma de bani s-a împărțit. Domnule, de cine s-a împărțit? Nu mi-a spus de cine s-a împărțit. Vedeți. Deci eu am, deci, eu am curajul să merg la detectorul de minciuni. Nu, cu acei oameni, deci un detector de minciuni. Domnule, voi trebuie să vă duceți la DNA. Nu sunt detectorul de minciuni. Aici e problema. Pentru că eu ce cred acum despre dumneavoastră? Dumneavoastră a spus ce mai să o leagă. 2 secunde și apoi continuat. Dumneavoastră ați fost în campanie permanent pentru PSD. Dar lăsați, domnule, că noi nu vorbim de campanie, eu sunt fermier, domnule.
foarte bine. Da? Nu sunt fermier, nu sunt nici politician, nu sunt nici, nu sunt nici în PSD, nici în PNL, nici în EPR. Dar eu de unde să știu sigur că asta nu e un bonus din partea cuiva, gratuitatea de 4 ani și... Domnul Ardian, vă informez că am mai făcut o cerere acum 3 ani și nu mai era nici bonus și nu mai era nici o campanie nimica. Domnul, asta este părerea mea. Da, nu. Eu vă informez, am venit să vă informez. Adrian, dar termină cu... Nu, e ok. Eu vă zic sincer, nu trebuia să dați diferența asta de mare de bani. Și să vă mai spun ceva, domnul Adrian. Tot când am venit la primărie aici, când n-am mai fost de acord să plătesc dezmembrarea, a venit doamna contabilă la mine, sau nu, doamna Dana. Bă, ce scuze, a venit doamna Dana la mine și a început să zice, de ce nu plătești diferența de bani? Și am zis, pentru ce să mai plătești? Ce diferență de bani? Pentru dezmembrarea ca pentru dezmembrare. Și în quantum de cât? Foarte important. 40 de milioane. Așa mi-a zis atunci. Deci tu ajungeai practic cu 400 de milioane cu asta? Păi am ajuns mai mult cu dosarul care l-am depus. Deci 400 de milioane, de la 350 mai trebuia să mai dai 40, da? Era 300. Deci cum nu eu te întreb așa, aveai 35 de milioane. Păi nu, dar 350 de milioane. Deci am dat 350 de milioane, nu domnul Timuș. Dar i-a mai dat cu 40 de milioane, plus domnul Cotron, care doamna Dana m-a trimis clar, da? Și mie, chitanța mi-a dat. Dar ceilalți fermieri de trebuie, le-au cerut, te-ai interesat la doamna Dana, dacă celorlalți le-au cerut cadastru? Sincer să fiu, atunci nici nu m-am interesat, nici nu m-a interesat treaba. Spre eu vreau să-mi rezolv eu problemele mele. Eu cred că la mine trebuie să fii interesat. Dom'le, ce ți-a cerut? Nu, eu am înțeles. Pentru asta. Da. Și cum să vă spun eu? Deci ai intrat în gaură, pur și simplu ți-ai dat seama cum ai spus la voastră. Nu trebuie să... Da, dar legea spune clar că proprietarul trebuie să-și facă cadastru. Sigur. Proprietarul terenului trebuie să-și facă cadastru, nu trebuie să-și facă. Așa este, așa este. Problema e că nu trebuie să-i dați cadastru. Așa este, dar mai suntem și credulii ziua de astăzi. Și așa că să vedeți că nu am făcut campanii pentru PSD, cum a zis dumneavoastră, că doamna poate tot la PSD este. Așa că... Și domnul Bola, când terminați... Nu știu, nu mă interesează. Așa. Și eu, ca tânăr fermier, eu nu câștig banii dând așa. Eu stau la curgoie ca să câștig banii, da? Prieteni, eu știu care sunt. Păi și eu muncesc mai mult. Eu sunt fermier, nu sunt... Am înțeles. Nu sunt nici politician, nimic. Doar fermier sunt, da. Am înțeles. De asta am și venit aici. Și omul bănuiesc, doamnă, eu nu mi-am terminat la lucrurile. Bănuiesc că omul a venit și ăsta. Dacă se poate face ceva și putem să-l ajutăm, dacă putem să-l ajutăm, nu să sărim peste lege și nu să facem, să fim acuzați că facem șmecherii sau suntem părtinitori cu cineva. Dacă se poate face ceva... Dar voi, am venit și eu cu legea. Am văzut că am numărul în documentar și eu. Poți să mă duc dumneavoastră sau cum? Sunt, sigur. Haideți! Ce? Care cât ești citit? Legea 207, compensare. Da. Care spune ce doamnă? Sumar, ce zice? Ca să sumar, ce zice legea? Că prin compensare se sting creanțele statului sau unității UAT-urilor, reprezentând impozite, taxe, contribuții la buget, reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată la buget, până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc calitatea de creditor, dar și debitor, cu condiția să respecte ca respectivele creanțe să fie administrate de aceeași autoritate publică, inclusiv unitățile subordonate acestea. În ceea ce citesc eu, adică primăria Târgu Trotuș are o datorie la dumneavoastră, dumneavoastră aveți o datorie la mine și facem o compensare a sumelor, până la sumea cea mai mică. Noi nu avem o datorie către dumneavoastră. Legal. Eu am scos din codul fiscal care ne spune așa. Unde v-ați fi... Nu, asta văd că e legea 207. Codul fiscal e 227/2015. Aici ați scris... Poate e tot codul fiscal, nimic de spus. Doar că ați scris 207 pe ea. Eu am scos din codul fiscal și spune așa. Terenul situat în extravilanul localităților. Așa cum este terenul dumneavoastră. Poate fi scutit pe o perioadă de 5 ani, ulterior celui în care proprietarul efectuează intabularea. Într-adevăr, dumneavoastră sunteți în limita aia 5 ani de când ați intabulat terenul.
doar că dumneavoastră nu sunteți proprietari, ci sunteți concesionari. Păi și legea nu spune clar că proprietarul proprietar să-și facă cadastru? Da, așa este. Dar nu putem să facem o compensare conform codului fiscal. Atunci îi dea bani înapoi. Păi conform codului fiscal. Doamnă, dacă nu mai puțin, doamnă, dacă... Acum nu, nu vreau să... Deci nici nu să fiu acuzat de mine. Sigur. Dar dacă spune clar, cum spune el, când proprietarul speță oate, primăria trebuie să facă cadastru. Da. De ce pentru unii mumă, pentru alții ciumă? De ce i s-a pus ăla în spate sau unii speță ca să fac eu? Cu ce să te obligați să fac cadastru, doamnă? Nu pot să vă răspund la asta. Păi, păi nu știu, dar nu-i corect, domnul Aurică. Adică, adică de ce să-l frece? Dacă nu... Da, 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 noi nu putem plăti. Deci, într-adevăr, noi nu putem plăti. Dar ar trebui să te duci frumos la domnul Timuș și să-ți dea bani înapoi. Sau dacă nu, da. Dă prestanță. Eu am fost la domnul Timuș și mi-a spus că banii s-au împărțit. Da. Domnul Timuș. La cine s-au împărțit banii? Dar cine? Haideți să dăm cuvântul și domnului Goadă. Haideți, domnul Goadă. Dar sunt eu întrebări. Vă rog. Mulțumesc. Deci, eu așa văd, rolul Consiliului Local este să aprobăm niște proiecte de hotărâri în urma unor cereri depuse diferenți locuitori ai UAT-ului Târgu Trotuș. Ne-am făcut treaba, l-am ajutat pe domnul Coman. I-am concesionat suprafețele, nu știu, vă numesc, suprafață de 45 hectare. Care pentru 25 de ani, care pentru 10 ani. Le-a prelungit și acum anul sau cu 2 ani. Deci, Consiliul Local, zic, pentru dumneavoastră a făcut onest și foarte boierește datoria. În ceea ce privește afacerea dumneavoastră bănească, ne depășește pe noi calitatea de Consiliul Local. Cine v-a îndrumat să faceți cadastru? O a avut dreptul să vă îndrume? Nu. Cine, a doua persoană care v-a îndrumat să faceți dezmembrarea, să intri în litigiu cu dumneavoastră? Da. Eu asta văd. Deci să înțeleg că tinerii fermieri așa sunt așa. Nu, dar nu, domnule, dar adică dar cum pretinde dumneavoastră Consiliul Local acum să vă scutească din... Așa este, nu? Dacă eu vreau să iau ceva și vreau să fac ceva în țara mea, trebuie să plătesc 100 de milioane. Păi dar Consiliul Local v-a dat, domnule, v-a dat, a depășit legea, a sărit peste lege, că normal ar trebui să revizăm contractul ăla de 25 de ani, să-l facem pe 10, cum scrie acum noua ordonanță. Așa ar trebui să facem. Domnule, dar v-ați întâmplat, că e mai bine. Eu așa vă spun. Vă aduc și poate oile aici, vă aduc tot aici. Dar mi-a luat la ce sunt contribuți. Știți ce faceți dumneavoastră, domnule? Agricultură, faceți ce vreți dumneavoastră. De ce mă înțelegi greșit? Nu, că așa... Cine te-a trimis pe drumul să dai bani aiurea? Nu noi din Consiliul Local. Asta vreau să spun eu. Dar că doamna Botulan mi-a spus că... Ovidiu, ești ca o mamă, sunt ca o mamă pentru tine. Băi, sunt ca așa. Dacă o mamă procedează așa cu copilul ei, înseamnă că... Nu mai zic nimic, știți? Dar puneți-vă fiecare dintre dumneavoastră în locul meu. Compartiment, ca să închei, compartiment de specialitate, contabilitate, care ei încasează banii pe la dumneavoastră. Ei să-și pună cuvântul, că sunt meseriași. Știu. Deci am adus legea pe care am avut e monitor oficial, dacă nici... Păi dar nu înțeleg ce datorie are primăria către dumneavoastră. N-am înțeles. Păi atunci terenul sub proprietatea mea? Doamne, acum vă folosesc de faptul că domnul nu mai este. Nu, spuneți dumneavoastră, terenul e proprietatea mea, dați-mi în proprietatea mea și nu mai vreau nimic atunci. Cert este că nu avem temei legal pentru a face o compensare sau o scutire a unor impozite. Dar mai folosim, da. Doamna secretară, păi și atunci legea compensării care este publicată în monitor oficial. Eu v-am citit-o. În cazul în care, da, în care nu avem... suntem creditori și nu debitori. Dar primăria Târgu Trotuș nu are o datorie către dumneavoastră. Am înțeles. Dacă și... putem compensa niște sume. Da, dar eu cadastru l-am făcut pe terenul primăriei. Nu l-am făcut pe terenul nu știu ce. Domnul asta Comar, e problema cea mai mare. Cine v-a pus să faceți cadastru? Doamna Budru? Da. Domnul ăsta trebuie să vă spun. Oricum, Consiliul Local nu are cum să dovedi, adică cum să zic eu că doamna Bodron... Trebuie să ai curaj ca să spui, nu? De ce n-ai curaj? Doamna, dar de ce n-a rămas doamna Bodron astăzi, doamna, ca să zic de acolo? Noi, tineri fermieri, cum suntem ajutați?
Dar și pe Ovidiu, care a concesionat și a făcut cadastru. Dosarul ăla, ia bani, vedeți că ajungem în terizoriu, ajungem să discutăm treburi din astea, ca să finalizăm. Terenul este proprietatea ATEU-ului Târgu Totuși, terenul îi dau, eu când îi dau ceva, îi dau cu tot tacămul, îi dau și cu cadastru, îi dau și dar noi trebuie să ne gândim așa, dacă facem un cadastru, exact, facem un cadastru care costă 200 de milioane. Îl concesionez domnului Goagă, iar dumneavoastră îmi dă pe an 10.000 de lei. Facem... Nu o să pot să-mi scot banii și atunci eu fac gaură în buget. Ați făcut un contract cu dumnealui să stipulați treaba asta? Să fii stipulat? Tu... Nu există nimic. Nu stipulează nici un cerință. Aia trebuia spus. Din partea OATEM-ului, domnul Coman, dacă vreți să concesionați, plătiți cadastru, veniți cu cadastru și cu asta voastră. Și atunci era așa. Nu s-a ajuns. Păi nu că mi-a spus să plătesc cadastru. Dar de unde știau ATEU că câștigia licitația, că robotul a licitat? Sigur că nu. Sigur. De unde știau ATEU? Dar cum s-a registrat? Că ăsta e bun de inventar, în domeniu de inventar, nu știu ce. Domeniu privat la localități. Exact. Și cum s-a registrat ăla când s-o... Pe plata cui, că nu trebuie să depui niște chitanțe. Unde s-a registrat? Eu l-am făcut la cerere, toți astea fi plătești. Domnul Coman, la cererea lui, a cerut cadastrul pe bucată de copii, care o avea în concesiune. Da, în fine, haideți. Mai are cineva ceva de spus despre acest lucru? Și trebuie la treaba asta, să vă spun că am uitat să vă zic. Vă rog. Angajatul domnului Timuș, care a venit și a făcut măsurătorile, a fost concediat din cauza asta. Că cei de la oficiul de cadastru vreau să-i ridice licența, au scos pe el oaia neagră și l-a dat pe el afară. Drept dovadă și acum lucrează în altă parte. Domnul Paul, sau nu știu cum îi zice lui. Care lucrează tot aici, în prezent. Aici, la primărie, nu știu ce face. Mai e greu. Da, e greu. Da, putem să ne apucăm să votăm dacă suntem pentru a aprobat scutirea, împotriva sau abținerea la acest proiect de legea ne permite acest lucru. Doamnă, dar, doamnă, stați un pic, mai puțin când ați vrut ați exprimat greșit. Deci noi nu putem să facem asta, deci această chestie. Eu cred că trebuie lămurită cu doamna Dana cine l-a pus, sau dacă nu se ducă, trebuie făcută, trebuie reformulată cererea asta, pentru că nu putem să facem chestia asta. Știți ce înseamnă asta, doamnă? Știți ce înseamnă? Eu vă spun. Înseamnă să ne legăm singuri. Asta înseamnă să ne legăm singuri. Asta discutăm mai mult. Să ne legăm singuri și să implicit să legăm și să lege și omul. Deci ne legăm toți. Deci asta este. Ne legăm toți de mâini. Și de picioare. Cum credeți? Să mă eu spun așa. Deci eu să lăsăm votul pentru luna viitoare. Să luăm în discuție. Să vină doar asta. Și putem să ne documentați. Să ne putem documenta. Să vedem exact despre ce este vorba. Deci să aprobăm amânarea acestui proiect. Și trebuie să-l chemăm și pe domnul Din. Nu știu dacă poate să... Dar e martinile că eu trebuie să plătesc unul pe 15 martinile de devență. Ei, dacă nu plătești unul pe 15 martin, poți să plătești unul la sfârșitul lunii, nu? Care-i termenul lui? Nu cred că e un termen pentru tăzbuie. Tocmai de asta și la tot aștept un răspuns. Nu cred că și o parte. Eu zic că poți să plătești o parte. Este 10%. Te-a gândit de iau. Ca să te-a gândit de iau. Păi da, dar și contractul din concesiune scrie că trebuie să plătesc tot. Măi, tu n-auzi până când nu a dat, deci aici dacă nu s-a dat ăsta, nu s-a dat o decizie finală, domnul Coman. Și putem să ne legăm toți și implicitile și tu să nu mai vii să spui că mai aduci voi și nu mai aduci nimic. Aprobăm amânarea proiectului de hotărâre privind scutirea domnului Coman. Cine este de acord pentru amânarea acestui proiect de hotărâre? Deci amânare, da? Amânare. Da. Păi cadrul legal care mai este pentru luna viitoare? Nu mai e cadrul legal. Vă interesează. Da,
Cine este pentru a amâna acest proiect de hotărâre? În sensul ăsta îl ducem de băiat. Să-l amânăm, da? Ungureanu? Ridică mâna, Florin. Toată lumea este pentru amânare, da? Da. Deci 14 voturi pentru amânarea acestui proiect de hotărâre. Da, la acest lucru care tocmai am trecut, primarul trebuie să facă o anchetă la nivel de primărie. Dar nu a trecut acest punct. Nu, care a trecut de discuții mă refer. Deci nu luați. Și dumneavoastră, da? Să sigur. Să nu mai dați numai. Și nu ești primarul. Și consilierul. Și domnule consilier, puteți termini într-o zi. Haideți să discutăm, mai multe capete luminate. Sigur, poftiți. Dați-mi studii de specialitate, să discut eu acum care... Deci eu nu am studii. Contabilitatea să implice. Nici o contabilitate poate să spune mai exact. Da, da. Puteți veni să discutăm. O raport de specialitate. Un raport de specialitate. Și putem încolo, izvinit-o, pisteți, dar e chiar ce să spui, ce să zic. Dacă raportul nu este să ne pune avizul că da, vom fi de acordul. Sigur că da. Ultimul proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru fostul sediu CAP și teren intravilar, situate în intravilarul comunei Târgu Trotuș, județul Bacău. Se însușește raportul de evaluare pentru fostul sediu CAP și teren intravilar, situate în intravilarul comunei Târgu Trotuș, întocmite de către PF Berian Corina Ioana, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se împuternicește viceprimarul comunei Târgu Trotuș ca prin intermediul compartimentelor de specialitate ale primarului să demareze procedurile legale în vederea scoaterii prin licitație publică în condițiile legii a bunurilor imobile prevăzute la articolul 1 din prezenta hotărâre. Există o hotărâre de anul trecut, hotărârea 24/2015, prin care se hotărâse inițierea procedurii de închiriere, concesionare prin licitație publică a unor bunuri imobile spațiul disponibil fost CAP plus teren liber de construcții care aparțin domeniului privat. În urma acestei hotărâri de anul trecut din martie s-a făcut raportul de evaluare asupra CAP-ului și asupra terenului care nu este închiriat, care e liber de sarcini, drept pentru care astăzi vă supunem atenției însușirea acestui raport. Motivul? Pentru că l-am făcut și trebuie... Avem niște cereri în sensul ăsta. Da, da. Au fost două cereri, a doamnei Niditerule Nuța și a domnului Boacă Gheorghiță, prin care solicita închirierea acestui acestor... Asta se întâmplă cu 4 ani, doamnă. Exact. Deci, doamnă, acum 4 ani. Eu v-am spus clar că renunț la acea cerere. Deci, acum, dumneavoastră, deci, sub pretextul. Deci, chiar vă rog frumos să o scoateți de acolo. Nu este făcut de mine, este făcut de către cumva. De acum 4 ani, doamnă. Deci de acum 4 ani nu mi s-a dat niciun răspuns pentru că vă spun... Evaluarea s-a făcut noi aici. S-a făcut evaluarea pentru că vrea. E aici bine, exact cum spune, cum a spus colegul meu. Că colegul meu știe. Se încearcă, ca în casă nu mai dăm de gard, ca să spun, se încearcă plecarea în campanii. Și acum să pune frumos asta ca să dea cu dedicații la asta. Nu, chiar nu mă interesează, nu mă fiu. Deci există deci, o hotărâre să se dea cu dedicații la cineva, nu mă mai interesează. Vreau să fac acolo un teren din fotbal pentru copii. La revedere. Am renunțat la acea cerere, deci chiar nu mă mai băgați în linia întâi. O să spună că am contract cu primăria și există o hotărâre de Consiliul Local prin care ați cerut inițierea acestui proiect de hotărâre. Acum 4 ani, doamnă. Nu, domnule, hotărârea este din 31/3/2015. Da, e un an. Păi da. Când au fost bani, s-au făcut rapor. Nu, dar eu din 4 ani am făcut prima cerere. De acum 4 ani, serios, din 2000. Deci din 2012 când am intrat, jur. S-a evaluat. Cine vrei să faci? Facem la sediul ce avea funcționat pentru bordul excavatorul ăsta? Mai facem ceva pentru unii de la băieții? Doamne, dacă s-a făcut evaluarea, să-l lăsăm frumos, exact cum o spune anicorbitorul meu. Este nevoie pentru... Să-l lăsăm în patrimoniul nostru. Frumos să obținem niște fonduri, să facem un gard, să facem un garaj pentru bordul excavator. Poate mai aducem frumos un materiale pentru... Alții să mai aștept. Să mai aducem frumos o autobasculantă și alții Dumnezeu cu mila. La anul și la mulți ani. Da. E bine. Da. Deci doar însușim raportul. Da, ce sumă să dăm eu? Mai dat, domnule, o dată. De un milion, ce drag. Haideți, domnul Vadă, vă rog.
De când sunt consilier din 2000, s-au făcut închirieri de spații slavă Domnului, din, poate din domeniul privat al comunului. Nu s-a făcut niciodată evaluare, decât pentru înstrăinare. Atunci făceau rapoarte de valoare, să știi ce valoare îi pune, pentru ca potențialii cumpărători să vadă, merge, nu merge. Asta e fals, domnule. Ce spune că face o evaluare pentru a-l închirea acelei societăți sau persoană fizică ce-o fost. Deci, în concluzii, domnul Bagă, dumneavoastră, spuneți că asta e apoiată. Nu. Deci, evaluarea e făcută pentru alt scop. Pentru alt bine, mai bine. Exact. Deci, ca să înțeleagă, mă, domnule. Nu, până acum nu s-o gândit nimeni să facă. Ei, nu, eu mă cred. Nici nu am întrebat doamna secretară, totuși, dacă trebuie făcută evaluarea asta pentru... Cum se fac pentru anumite obiective din, nu știu, 5-6 ani sau din 3-3 ani pentru a-i stabili impozite? Dar primăria nu plătește impozite. Acum ar fi bunii, nu? Nu plătește impozite. Deci iar îi dai cu praful în bătea. Până la urmă, e bunii, chiar ce spune domnul Boaga. Acum mi-a plicat fisa. Dar deci nu-i facem evaluare și domnilor să-i facem piterea, ca să cumpere și ei. Prin lor cadastru nu evaluare. Da, stai, domnul, dar de ce nu facem evaluare? Ca să poate să-l cumpere, ca să nu mai vină omul să fie, să știe că el stăpân. De ce nu facem evaluare? Dar nu evaluare. De ce nu facem, doamnă, evaluare ca să-l cumpere? Că picuca mă, că e la văzdoții de deal, nu o să duce nici dracu, doamnă. În afară de să facă ei, dacă vor să leagă, să știe că el e proprietar, să-și cumpere lucrurile. Noi nu avem voie să vindem, nu avem voie să vindem pășunile de pe raza comunei Târgu Trotuș. Deci nu, se vinde, nu avem voie să vindem. Eu vă cred, da. Dar, doamnă, tot n-am terminat. Acest spațiu este închiriat de două societăți. Una, nu-i cunosc exact numele, că am scris aici, care vinde mobil, iar celălalt de către... Deci doar terenurile de sarcini și doar clădirea. Atunci nu mai ești, atunci de ce le ține? Dar și la de acolo. Bun, dar dacă nu mai e, atunci de ce îți mai ții sortul și așa? Sortul este al nostru. E expirat, e expirat contractul lor cetățenilor. Și până la urmă acum sincer, că și așa acum picunic, că și așa tot îi spui votat. Până la și așa oricum sunteți biliți pe linia de retragere, vă trage pe linii moarte la depot, amândoi. Nu, nu vă trage la depot pe linii moarte. Măcar spuneți pe față, domnilor. Deci acum spune, dacă test de sinceritate se numește, ca la antenă, test de sinceritate. Să vinde sau nu să vinde sediu? Neauri, că nu mă sexul la pe mine. Să vinde sau nu să vinde sediu ăla? Nu, nu să vinde. Și chiar dacă s-ar vinde, deci chiar tot cu acolo. Mai facem o încercare ca să vinde. Eu am spus nu, da? Deci până acum să vorbim, să spus nu, da? Da, domnule, păi da, dacă l-a scos și l-a evaluat, să ce dracu, cât mai e, un pas micus până la vânzare. Eu spuneam, el a un sapuri, așa de drum, un pas. A, da? Deci, domnul, șeful cum e șeful? Eu nu fac, încerc scuze. Încerc scuze dacă v-am jibit. Deci, dumneavoastră a spus că să mai sunteți în mandat, nu să vinde. După noi, pe locul. Tu îl vinzi? Nu, eu nu. Haideți să supunem aprobării, dacă nimeni nu mai are ceva de discutat. N-am vândut nimic, nu o să vând și nici un mai vinzi. Supunem aprobării însușirea acestui raport de evaluare, da? Nu la aprobăm, ci doar îl însușim. Da? Cine este pentru evaluare, pentru însușirea acestui proiect de hotărâre? Pentru însușirea raportului, da? Haideți, vă rog, cine este pentru însușire? Domnul Nica? Domnul Cernea? Însușire toată lumea? Nu știu, doamne, cum unii vedeți, doamne. Deci se abține Mititelul L, Mititelul F, L, Forcoș, Lenghe, Băcaru, Cernea, Băcaru, Cernea. Deci se abține Mititelul Liviu, Mititelul Florin, Forcoș, Goagă, Alecu, Văcaru, Cernea. Și ce se face în cazul ăsta? Se abține, da? În cazul ăsta, deci, doamnă, ce ăsta... Evaluare, nu? Nu, domnul, nu. Se mai face că asta este... Vreți să vă spun ceva? Asta e teren subevaluat, domnilor. Subevaluat. Pentru a se vinde cu dedicații. Una mie, una ții, asta e partea ce se revine. Știți? Cam haideți să vedem. Cât a evaluarea, doamnă? 16.000 de euro. Cum să dai 16.000 de euro? 16.000 de euro. Doamnă, da, e valoare 16.000 de euro. Cu ce e acolo ăsta? Cât scrie putui soarele mamii lui aici? Cât scrie? Că deja m-a apucat o zdraci. 16.139 de euro. Aia este evaluarea imobilului. E evaluarea imobilului. Cât e toată, doamnă? Tot teren plus curs plus teren curs plus clădiri. Cât costă? Deci este valoarea imobilului. 16.000 de euro. Cum se costă, doamnă, 16.000 de euro când ăla valorează din 3 ori mai mult? M-a întrebat cât a costat evaluarea. Cât a costat evaluarea, m-a întrebat.
Domnul Medită, ăla care n-a dat chitanță. Păi 16.000 e valoare, ce dracu? Nu știu cât. Cu chitanță sau fără? Doamnă cu chitanță sau la domnul Timuș? L-a făcut și cadastru asta. Pățești că avea pe ăsta. Nu mintă la atribuții să fac achiziții. Nu vă intru, sigur, nu vă intru, nu vă intru nimic. Era să spun eu ce vă intru. Vă intru pe parte... V-ați prevalat de două cereri din când bunica ca să-i faci în favoare pe domnul suflet. E normal, că sigur, e dar... Exact, cu chiar v-ați prevalat de cereri din care... Care știți foarte bine, președinte. Voi ne-am inițiat un grup de consilieri, ce scrie? Viceprimarul cu acordul părerea noastră? Doamna, am renunțat în ședință, domnul Albani, recunoașteți, vă rog frumos în ședință că am renunțat la cereri. Vă rog frumos. Nu acum, înainte. Deci vă rog frumos, domnul Albani, eu atâta vă spun. Renunțarea se face scrisă. Domnul Albani, vă spun un singur lucru. Deci Dumnezeu este mare, veți fi tras pe linii moarte, nu mă face să deschid geamul când merg la mâine și mă văd. Ce stric, cotarul bătrână, să stric așa frumos. Păi cum să nu fie obrazit, dar dacă așa este, ce dracu? Nu, dar așa e corect. Dacă am renunțat în ședință și am spus că nu mai avem. Da, mai sunt de punte la diverse și avem diverse. Avem diverse în acelea. Da, doamne, la diverse vreau să spun. Deci, la diverse, dacă plecați, asta e respectul față de semnele dumneavoastră. Asta e respectul față de semnele dumneavoastră. Dar respectul tău unde, bă? Eu scotarul, bă. Păi n-am scotarul, bă, că am spus tatăl. Păi nu, nu mi-e rușine. De ce să fie rușine? Păi de ce să fie rușine? Păi dacă nu spuneți clar că eu am... Doamne, dacă am spus că... Doamne, renunțat, doamne. V-aș cerut scuze odată ce ați spus, doamne. Doamne! Le-am cerut scuze față dumneavoastră? Încă o dată. Nu mai cer o dată scuze. Nu mai cer o dată scuze. Dacă nu-i cunosc, există o hotărâre de Consiliul Local prin care dumneavoastră ați votat începerea procedurii de închiriere. Sau darea la lucrurile. Dar doamne, nu am renunțat. Doamna secretară, am renunțat. Nu a fost nicio hârtie în speță. Nu putem renunța. Așa. Haideți să dăm drumul la diverse. De la Jandarmeria Română a venit o adresă ieri care spune așa. Prin prezenta cu deosebit respect vă adresăm rugămintea de a ne comunica până pe data de 26 la numărul de fax hotărârea Consiliului Local emisă în conformitate cu prevederile legii 60. Articolul 15 cu a, care face referire la locurile de pe raza unității administrative-teritoriale, unde este interzisă organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Vă adresăm rugămintea de a ne transmite un document scris a Consiliului Local, prin care sunt stabilite locațiile, locurile, traseele utilizate pentru desfășurarea adunărilor publice, prin care cetățenii comunității li se asigură libertatea de a-și exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri, demonstrații, manifestații, procesiuni și alte întruniri și de a participa la acestea. Care-i 26-a, doamna? 26-a din cărei luni? A, 26-a, doua mâine, până mâine. Deci vreau să mai inițiați proiect de hotărâre? Dar nu inițiez un proiect. Eu trebuie să le spun că nu am un proiect de hotărâre, dar astea sunt locațiile. Da, și lunea viitoare... Doamna secretar, le ziceți că vom face manifestări în toate căminile culturale existente. Nu, vorbesc serios acum. Trebuie să vedem unde să vom face... Unde se vor face adunările pentru înspețările? Adunări, doamne, se fac atâta timp cât ai accept cu Consiliul Local. Deci se vor dezbate în Consiliul, se vor face adunări. Se vor ține. Adunări, cuvântări... Păi unde? Unde? Asta e. Unde? Ca și locație. Păi găsim locație. Păi eu trebuie să dau răspuns la Jandarmeria Română de an. Cred că pentru asigurarea pazei, nu știu. Dar e primatul ca să dă acum un răspuns. Dar primatul de ce este primatul? Dar iau ca să dă un răspuns. Dar eu am fost să trebuie să le spun. Nu am o hotărâre de Consiliu Local, dar manifestările vor fi făcute în Domnule primar, subsemnata Ciobanu Mădălina cu domiciliu în sat Trotuș, comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. Prin prezenta, la revedere, vă solicit să-mi concesionați suprafața de 1,14 hectare pe care o aveți liberă de contract, fiindu-mi necesară pentru creșterea animalelor. Unde spune? Nu spune unde, spune Ciobanu Mădălina, vrea 1,14 hectare. Dar unde, nu spune unde.
E din Târgu Cu domiciliu în sat Târgu Trotuș. Corțurea lui Barnea, care a renunțat la ea și eu unde e. Eu o dau citire și luna viitoare vom vedea dacă facem un proiect de hotărâre pentru inițierea concesionării. Beatrice Mihai e ciobană. Nu, e fix. Așa. Mai are o cerere tot doamna Mădălina, prin care spune că are 67 de capre, 6 vaci, 3 tineret bovine. Așa, și dorește încă 15, deci are o cerere prin care cere 1,14 hectare, o cerere prin care cere 15 hectare de pășuri. Tot doamne. Trebuie luat în evidență. Concesionat. Tot la este, dacă este. Este această, este această pașiște disponibilă, această... Nu, suprafață? Se țintește să meargă la vișoara. Da, arată. Am înțeles. Păi dacă nu se iniție, mă trebuie să... De la Ion avem o hârtie. Iar de la Ion? Da. Stimate domnule primar, revenim la adresele trimise în octombrie 2007, mai iunie 2010, septembrie 2014, prin care vă comunicăm intenția noastră de a ne conforma legii 230/2006 privind serviciul de iluminat public, în sensul predării către autoritățile administrației publice locale a instalațiilor de iluminat public. Potrivit articolului 43 din actul normativ susmenționat, termenul stabilit de legiuitor pentru transferul sistemelor de iluminat public aflate în prezent în proprietatea și administrarea subscrisei a fost de 3 ani de la intrarea în vigoare a legii, respectiv 21 martie 2007. Având în vedere că termenul anterior precizat a expirat în 21 martie 2010, vă rugăm să ne comunicați intenția dumneavoastră de a prelua instalațiile de iluminat public aferente UAT-ului dumneavoastră, pe care îl reprezentați, în conformitate cu prevederile legii. Vă asigurăm de întreaga disponibilitate din partea subscrisei, în vederea derulării pe cale amiabilă a tuturor demersurilor necesare, conformării cerințelor imperative ale legii. Da, și când se vor arni becuri, atunci sunăm și stăm la telefon din nebunim. În așteptare, îi dipunim până vine ca să se schimbe becuri. Nu, dar așa primăria nu primăria, dar dacă o predăm acum, să iau nu. Preluăm, nu? Intenția noastră de a prelua iluminat. Da. Sunt niște becuri, sunt niște becuri arsii, ai luat, da. Sunt niște becuri arsii, sus pe zona aia la domnul Mihail.